Salutare acolo, MCN-ul aici, micuțul Cosmin Nedelcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Silviu Istrate sau Silviu Fire, cum îl știu mulți dintre voi. Silviu, din punctul meu de vedere, este un om amuzant, dar pe lângă asta este, cred eu, și vocea generației sale. Și mă bucură faptul că ne-am întâlnit și am avut lucruri de învățat de la el. Așa că te invit să urmărești podcastul până la capăt, pentru că cel mai probabil și tu ai lucruri de învățat. Aș vrea să le mulțumesc frumos sponsorilor noștri, bineînțeles o să încep cu Let's Up! Let's Up! Hai mă, Let's Up! Niște CBD legal, în doză destul de mare, în așa fel încât să scadă anxietatea? De ce nu? Semnează și pentru mine unul. Aș vrea să le mulțumesc celor de la zidoshop.ro pentru suportul pe care ni l-a oferit în decursul timpului. Aș vrea să-i salut pe cei de la Fine Store și, bineînțeles, dacă vine acum căldura, cred că și voi ar trebui să-i salutați dându-le un mesaj sau un telefon să vă faceți o comandă de un ginuț, de un romuleț, de ceva pentru cocktailuri, pentru că dacă vine căldura, chiar avem nevoie de alcool. Bineînțeles, de aici, de la MCN Podcast, blânde salutări membrilor noștri, vă mulțumim frumos că stați acolo și pentru că stați acolo, apropo, că tot voiam să vă spun de ceva timp, da, nu s-a mai întâmplat treaba aia cu Adrian Nicolae din cauza timpului. Nu am avut timp, el a fost foarte prins, eu am fost foarte prins, nu s-a unit programul și ne cerem scuze pentru asta, dar poate la un moment dat se va întâmpla. Dar vin cu o veste bună, în curând o să vină specialul meu aici pe canal și voi membrilor, o să-l vedeți primii. Așa că stați acolo, vă mulțumim frumos pentru suport, așa că de aici, de la MCN Podcast, vă salutăm! Bă, îmi cer scuze că am vocea asta, nu știu de ce căcat. Mă tot trezesc obosit. De asta te-am chemat ca să vorbesc despre problemele mele. Da. Nu, zi. Sunt aici cu noi, problemele? Nu. No. Pot să zic. Le-ai văzut în club. Și... cu gâtul praf, bă, nu știu ce pula mea. Și n-am COVID. M-am tot testat. Bun. Cred că bătrânețea. Da, asta e. Și ca profile aia de engleză care... Ai văzut că doar profile de engleză au probleme cu gâtul la școli? Nu știu, poate doar e experiența mea. Sau de limbi străine, în general. Da, astea de română n-au niciodată nimic, doar astea de engleză au probleme cu gâtul. Mie mi se părea tot timpul că cele de franceză sunt un pic mai predispuse la necazuri. Că, da, da. Că erau, sunt și cum erau sunt. Fragile, știi? Sunt și cum sunt profile de franceză, nu mai zic. Astea de engleză, eu am avut o profesoară care era și de engleză și de italiană la liceul de arte. Și părea supusă unui stres continuu. Probabil pentru că erau două limbi, nu era doar una. Mm-hmm. Și probabil pentru că nici noi nu eram foarte da. Acolo. Understandable. Pentru că eu italiana n-am... Adică nu știu de ce n-am putut să învăț italiană. Că e atât de acolo. Pare foarte... N-am experimentat. Dar ce limbi străine ai făcut? Franceză și engleză, da. Știi din franceză? N-am, nu, absolut nimic. Nu? Din clasa 4 sau când ai concepi, am chiulit constant, I hated it. Așa a avut una de o doamnă profesoară în liceu. Nu vreau să zic, nu știu, eu cred că avea un 80, de asta, pensionată și rămas acolo pe post. Că nu mai aveam. Da, și fix, știi când treci gradul ăla de bătrânețe în care se rupe pula absolut tot? Fix acolo era. Efectiv, nu-i păsa. La modul, mai trăgea, mi-a trăgea și mie palmă. Asta în ce am făcut liceu în, acum, știi, 10 ani. Recent, da. Da. și îi plăcea de mine. Ura pe toată lumea și îi plăcea, avea 2-3 de ăștia care îi plăceau și erau fix ăștia, mai așa, eu copil problemă. Și îi plăceau fix ăștia, așa că voia să ne schimbe, voia să ne... Uh-huh. Și m-a lăsat corijent de 2 ori. Deși eram cam la același nivel cu toată clasa, mogogles. M-a lăsat corijent, m-a dus la corijent eu singur. Ce mai faci, Strate? Aha. Ai văzut știri de prin Franța? Eu am citit la prima corijență, am văzut că cap pe mine și am citit Le Monde înainte cu o seară.
Ca să te duci pregătit. Păi am zis că dacă tot nu știi nimic la franceză, măcar să-mi bărlic pasta cu... Da, doamna profesoare. Lemon, citeam, dar în engleză. Citeam Lemon, dar seara ați văzut ăștia în Africa de Nord, nu-i mai lasă pe aia în pace francezii. Da, așa e, Silvia, da. Opt. Bă, da. Bravo. Asta e că n-a fost, niciodată n-a fost nimica de franceză persă, a fost și ce mai faci? Bun, hai. Hai că treci anul ăsta. De așa era de obicei, nu știu de ce. Dar nu neapărat la... Eu n-am ajuns la corigență, dar eram destul de aproape. Dar erau discuțiile astea cu profesorii de după. Adică da, după da, ce da, a trecut da, semestru, s-a încheiat semestru, asta în general între a 12-a s-a întâmplat. La istorie am pățit chestia asta. Aveam un profesor care era foarte special și tot așa mai în vârstă și dictator. Bun. Dacă nu știai, pe lângă faptul că te făcea prost, dar nu, asta e că avea tot fel de skepsisuri. Adică te făcea prost cu mantă, după aia te făcea prost da, în față, da, după da, aia... Știu pe cât ce zici, da. Îți lua familia, zici. Că de ce da, ești tu prost, că de la... așa? Și făcea un soi de mișto din ăsta de tine. Da, tot așa ca... Exact, exact. Și... Dar după aia, când te întâlneai doar tu cu el... Super prietenos, da. Nu avea nicio problemă, nu făcea mișto de tine. Păi asta e... Ba chiar îți lăsa sentimentul că te apreciază. Da, da, da. E puterea aia în fața clasei, știi? Să uh-huh, treci de oameni la tine și trebuie să fie... Bă, ce cămba... Exact ca la stand-up, da. Atrage mulțimea de partea ta dacă ai un heckler. Da, asta făceau, da, 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 da. Asta da, făceau ei, mă, în liceu. Acum am dau seama. Eu te-am chemat, ți-am zis, ca să învăț lucruri. Pentru nu știu de ce îi face asta, dar apreciez. Ei, nu fiți modest. Că am tot urmărit, nu pe Twitch, asta e, abia acum mi se deschide și mie mintea către Twitch, dacă poți să-ți dai seama de așa ceva. E, bine, că e destul de la început, adică... Zici? Poate... Mie mi se pare că are deja România, o istorie, adică sunt cam mulți mai Twitcheri la noi. Mai zi doi. Creative Monkeys și Creative mai cine. Creative Monkeys, Bordea. Ah, da, Bordea, am văzut că a început recent, da, da. No, man, e care e foarte entuziasmat de Twitch acum. M-am uitat și puțin la el. E destul de la început. Adică global vorbind, în mainstream-ul global, nu e cine știe ce Twitch-ul. Serios? Adică și la noi, da, tot ce înseamnă live streaming și asta e foarte la început. Eu văd pe YouTube. Da. Ce faci? Și în general m-am amuzat la alea cu casele, case bune. Da, da. Care sunt foarte amuzante, dar nici nu știu cum să zic, e atât de evident că sunt amuzante. Da. Că nici mai nevoie de mine acolo, da, plays video-ul ăla. Exact, exact. Și am văzut că și asta e foarte tare, asta cu comunitatea care are niște glume foarte bune, da, în comunitatea asta. Da, ta, da, corect, și ador. Da, și am văzut că e un back and forward, așa, între voi acolo, da, păi și de acolo se clădește. Da. Asta e, mie asta mi se pare cel mai tare. Am făcut video pe YouTube doar cu camera în față. Mi-a plăcut, dar anxietatea pe care ți-o dădea aia, zis, pui camera în față să stai, să te pregătești, să-ți scrie acolo niște point-uri. Să și cumva am descoperit chestia asta, că pot să, știi, pot să dau drumul la cameră și doar să vorbești, mi-a fost de 15 ori mai ușor și tocmai ideea că au venit... Și că sunt, na, oameni ca mine, mm-hmm, sau și cu umorul meu, cu din zona mea și la care să, și care să am dialogul ăsta, care să schimb glume, care să mai vorbesc despre chestii reale, ziua mea, ziua lor, tot felul de... e foarte rewarding, așa, e foarte... Îmi cer scuze în prealabil pentru toți oamenii din comentarii care zic că, bă, da, nu mai știu ce să vorbesc în română! Folosesc foarte mult, am foarte multe chestii în romgleză și datorită, și din cauza jobului și din cauza că mi se pare că este în 2022, e greu să mai vorbești despre internet, media, la fără să vorbești în romgleză constant. Adică, știi, adică, nu știu, mai văd oameni de ăștia, că sunt și la mine o grămadă. Deci, dom'le, da, voi ați uitat română și fix pe genul ăla de Pruteanu. Cum vrei cu aia zic la live streaming? Uh-huh. La transmisiunea... Am o transmisiune în direct pe twitch.tv. Exact. Da. Dar nu trebuie să-ți faci griji, că noi de la episodul cu Nane n-am mai... S-au dat adică acolo toți, a? Toată lumea a fost acolo cu romgleză, dar chiar nu mai știți română? Tocmai asta e, că sunt anumite situații pe care poți să le descrii pentru că avem
Unii dintre noi avem și cultura asta americană, cât poți să o vezi, da, din România. Da, te uiți la stand-up, de, adică, știi, da. Eu am crescut cu stand-up, tot probabil ai crescut cu stand-up, te uiți la aia, vezi glumele alea în engleză de acum, de 20 de ani încoace, știi, și pe urmă vii să explici un concept de ăsta care e foarte americanește în română și nu mai are... Exact. Plus că limba română mi se pare că e foarte... N-are o cărcă de chestii în care poți să exprimi unele sentimente care ne-am obișnuit cu ele din filme, din seriale, din la, știi, și nu-ți vine să le zici în română, și să dau un exemplu acum. Dar asta o cărcă de chestii astea, e mult mai ușor să zici un cuvânt în engleză decât să stai să descrii, să faci o compunere în română ca, exact, să descrii aceeași chestie. Exact. Sau poate ești eu analfabet, una din două. Nu ești, mă, analfabet. Deși or să fie comentarii. Doamne care... ajută, nu, că sunt obișnuit. O să încep prin a spune... Silviu, memele, care e faza? Memele, care este faza cu ele? Da. Sunt, da. Nu știu, care e faza cu memele? Memele... Păi te întreb pentru că în generația ta am observat că e o... în primul rând e în cultura generală, adică trebuie să, da, știi meme, și vă amuză foarte mult memele. Dar crezi că memele este un concept nou? Adică mi se pare că meme au fost întotdeauna. Da. Tocmai asta e. Tocmai asta e că au fost dintotdeauna. Dar acum, pentru că au căpătat un termen... Da, da. Știi? Și acum e o chestie specifică. Adică, nu știu, în 2005 le ziceai ai auzit-o, bă, pe aia cu, sau știi gluma aia cu. Acum e doar știi meme aia cu, pentru că o vezi în formatul ăla de memă. Dar nu e chiar așa, că sunt niște termeni acolo în meme, de exemplu. Sunt niște fețe pe care trebuie să le recunoști. Vezi, eu te întreb exact ca un om care nu știe... Da, și adică cu siguranță e datorită internetului, că nu e așa. Acum poți să consumi multimedia în 15 milioane de moduri, spre deosebire de plan. Da. Te uitai la blog și repetai glumele lui americanul. Adică I get it. Am văzut un... Cei mai fericiți dintre noi. Băi, mi se pare diabolic cum părinții noștri au crescut. De fapt, bine, și tu ai prins un... De fapt, nu, și eu am prins un pic, dar nu prea înțelegeam ce se întâmplă cu Vacanța Mare, că ăla era picul comediei cu ei. Vacanța Mare, depinde. Familia Pârțag, și că ăla era picul comediei ăsta, mainstream, știi? Depinde. Și mi se pare insane, nu știu... Nu, ai mei erau cu Divertis-ul. Păi aia e, că Divertis-ul era mai intelectual, era mai, dar era mai, nu era atât de mainstream ca Vacanța Mare. Da, dar tot timpul alegeai mijlocul, care era Dur Octavian Duminică. Ca să fie, ca ai să fost fie la safe. Show? Da, da, a avut eu. Chiar la noi. A avut aici? Mm-hmm. Am fost și eu cândva în 2017-18, absolut amazing a fost. Cred la Sala Palatului. La Sala Palatului. Ultimul pe care l-a avut la Sala Palatului. Da, cred că era mai devreme, cred că era 2016. Mai devreme și am fost și noi, da. Și era tot cu dansatoare, parcă. Da. A fost un moment cu dansatoare, cu schimbare de costume și așa mai departe. Băi, da, a fost insane că era și atmosfera aia de Sala Palatului obzecistă. Aia bună, da, da. Aia originală. Bună, el... cu glumele obzeciste. Și până mai erau și oamenii ăștia, dar asta ai văzut că erau, asta mi-a rămas implantat în minte, că erau foarte mulți bunici cu copii mici. Da, da, da. Gen, erau părinți, erau bunici cu copii mici care erau târât după ei să râdă la... Și mie mi s-a mai părut, mi se pare un entertainer foarte bun, mi se pare un entertainer bun. Bă, da, mi se pare, știi, crescând cu stand-up, crescând cu cultura internetului, cu glumele de pe internet, mi se părea cel mai... nebunește faptul că el n-avea glume în sensul de, știi, context, punchline, genera o înșiruire așa de nevasta are două mâini stângi că e proastă și s-a râdea și mi se părea, adică era foarte fascinant așa, nu știu. More or less, el de obicei avea niște bancuri pe care le transforma în bituri. Okay. El avea structură de stand-up în principiu. Estetica era acolo, dar mi se pare că delivery-ul nu se asemăna cu absolut nimic. Nu, absolut deloc, nu. Nu, de asta zic că era o cale de mijloc, adică era o Divertis, de exemplu, avea pe Tony, de fapt cam toți făceau personajele alea, bâlbâitul, așa, era zona asta. Vacanța Mare era cu aluziile directe, dacă putem să ne mai spunem aluzii. Așa. Familia Pârțag, o aluzie. Nu, dar eu subtilă. Mă refer la show-urile live pe care le aveau. Deci până până le-am ascultat pe casete. Până să ajungă la ProTV,
chiar aveau niște show-uri care erau foarte bune. Bine, habar n-am, în perioada aia mie îmi plăceau. Așa, și doar Octavian Dumitru asta făcea. Luat și de la Divertis asta cu personajele, că făcea tot timpul un personaj, de aici a și schimbatul de costume și de aici și titlurile, știi că avea Mușcat de râs, Mușcat de râs și toate alea. Amazing. Da. Și faptul că avea, da, asta era, că asta e minunat la Dr. Octavian Dumitru, că nu doar că are show care se numește Mușcat de râs, ci ai și poza în care îl arată pe el fiind mușcat de un râs. Exact, exact, exact. Ca să nu lase, da, să nu lase loc de interpretare. Bă, știi exact la ce mergi. Să uită bunicul mea pe stradă. Ce e asta, domne? A, e un mușcat de râs. A, bun. Deci expresia care e mușcat de râs există asta în română? Eu nu știu. Asta, că nu, asta mi s-a părut și straniu în momentul în care am văzut. Păi da, mi s-a părut original, adică mi se pare ca și făcut e original, vorba și ți-a și arătat. Da, dar nu știam, asta cu, e. Cu, pă, aia, cu, cum îi zice, pă, recuzita aia de Constantin Tănase. Da, da, cred că chiar de acolo era, da. Da. Stai că am uitat de la ce am plecat. Așa, memele. Meme. A, și asta voiam să-ți mai spun, că dacă merge acum la un show la Dor Octavian Dumitru, nu mai are costume, a renunțat la okay. silly outfit, adică costume caragioase. Da, 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 da. Și uite, noi că se mai știe român în țara. Vezi? Asta. Da, bine, asta. Din Focșani. Și și acum chiar are structură de stand-up. Adică nu mai are, are un personaj care e silly, să spunem. Din ce am înțeles de la dumnealui, ca să se pună mai prejos decât publicul, pentru că da, 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 e da. Principiul ăsta câteodată în comedie, mm-hmm. nu funcționează non-stop, da. Gen de clown, așa, in a way. Da, să fii tu mai jos ca să râzi de da, da, tu da, din da, sală, da. Deci hă, ce a pățit da, ăsta. Mr. Bean type shit, da, așa. Da, 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 da. Benny Hillish, da, da. Cred că de acolo a plecat totul. Să vedem că îi place foarte mult comedia aia de, de mase de anii 80. Da. Bine, în să-i dea Dumnezeu sănătate. Să-i dea Dumnezeu și sănătate. Și el și Fuego, niște legende ale... Iarăși Fuego. Pe Fuego îl asociez foarte mult tot așa cu sala palatului, cu bunicii, cu... Și de asta mi se pare că sunt pe aceeași... Știi, sunt și din aceeași generație și mi se pare că sunt și amândoi mutați din țară. Dar nu l-ai pune pe Fuego mai... mai e mai legendar. Sau ce? Nu, mai tânăr decât Dor Octavian Dumitru. Cred că și e mai tânăr, de fapt. Cred că e mai tânăr, dar nu. Cu vreo 10-15 ani, ceva genul. Nu, nu e. Nu. În mintea mea, de, adică care a copilărit, auzind de toți ăștia și cu bunica mea care m-a tras după ea la Fuego, nu. Ai fost la Fuego? Am fost la Fuego. Vezi? M-a tras de aici, la sala palatului. De aici ai avut la sala palatului, era cu Dor Octavian Dumitru când te uitai la toți copiii aia. De da, ce-i da, chinuiți, mă? De ce-i da, chinuiți? Efectiv, asta da. Asta te gândeai tu. Da, mă gândeam, ce poate, adică la ce aduci un, știi? Un copil de... Că astea care nu erau gen adolescenți, erau copii, de seama că nu venea cu tine. Erau niște copii de gen 8 ani. Ei, da, bravo, domnul Doru, știi? Era și era gen, de ce îi trage acolo după tine? Bă, eu am... Adică înțeleg, știi, la o piesă de teatru unde, știi, un copil poate să mai înțeleagă, știi, o poveste, o învățătură. Dar ce la Dod, care oricum are numai glume de-astea? Nevestele sunt rele. Nu e, asta e că nu e chiar așa. Știi cine are glume din astea? Dar nu zi, Jean, nu zi, Jean Paler. Oh my God. Jean L-am Paler, prins pe domnul Jean așa. Paler la zilele Padinei. Că filmam la Padina. Okay. Nu m-am dus special. Mă gândeam că poate ai făcut tu cu domnul Paler. N-am road trip-uri din astea nebune așa. Eu aș fi flexat cu faptul că am zic că ai fost invitat la același eveniment ca Paler. N-am fost, dar băusem și am zis să mor pe scenă. Și eram și cu Nicolae care era foarte hai cu ai, hai că te prezint eu. Asta era. Să-ți dai seama ce ieșea acolo după domnul Jean Paler. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru domnul Jean Paler. Mai departe. Exact. Mai departe Adrian Nicolae. Și Adrian Nicolae care zice mai departe micuț. Și înainte de domnul Jean Paler fusese Azur. Wow, îi ador pe Azur. A fost frumos. Azur. Dar nu i-am prins. Respect formația Azur. Și... Presupun că nu spui ironic. Nu, nu, chiar îmi place muzica. Dar ai văzut că a fost un revival așa la Azur. Da, 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 pe de ce zic, da. Și... Adică așa, de seama că așa am descoperit.
Azur și generic, sunt topit pe Azur și generic din perioada aia. Mi se pare că au fost așa pionieri pe care nu i-a băgat nimeni în seamă și acum, știi, noi ne uităm și zice, coai de tare că au ăștia, da, sunt vremea lor. Am un prieten care Tasu a mixat pentru generic și mai are toate alea originale și la ala. Wow. Se pare, știi, și acum e gen, holy fuck, let's go. Aur. Da. Și domnul Jean Paler a avut numai glume din astea pe care dacă le spui unui public, dacă vine comunitatea ta la show, aha, la domnul, da, Jean Paler, dau seama, da, o să vezi triggered. Toată lumea. Nu cred că, sincer, nu cred că s-ar triggeri nimeni la alea, că e prea funny. Da, să ziceam și cu Dor Octavian, e prea funny. Bă, nivelul. Bă. Erau de alea nasale. Man, dar am văzut genul ăsta de comedie de la oameni foarte tineri care fac pe la mare, pe la e unul care m-a racolat să scriu la Academia, ca să avem cu aia nouă, când aveam 16 ani. Nu vine cum îl cheamă. Și au filmat niște prieteni, așa, au fost ironic la show-ul lui, nu vine cum îl cheamă. A fost ironic la show. Păi da, că știu cât de oribil e omul și efectiv s-au dus doar ca să râdă de cât de... Man, și omul avea d-alea, gen, erau... Deci asta la mare, pe plajă, pe faleză, pardon, unde putea să intre toată lumea, să auzea pe faleză ce zicea ăla acolo. Și era o fetiță, am și video pe YouTube despre el, nu mai vine cum îl cheamă. Era o fetiță de 14 ani cu măsa la masă și ăla făcea glume despre cât de proaste sunt femeile și... Dar gen zicea pe față. Și că femeile că se... făcea niște glume cu sex oral, că femei, că dezvirginai, că nu știu ce. Și la un moment dat îi zice la ea de 14 ani, tu știi de ce maica ta face nu știu cu tatu? Că îi dă limbi un pic. Măi, și era... Da, am video, trebuie să-ți trimit. Era ceva insane, știi? Adică asta zic, că... Da, mă, e foarte cred că acolo e mai degrabă triggering decât la Jean Palex sau Dor Octavian Dumitru. Acolo... Și adică sunt niște oameni din generația aia care ăla a fost umorul pe care l-au consumat toată viața, știi? Și cumva nu te aștept să dea search pe Google să vadă, hei, de ce femeile sunt oameni? Da, da, da. Da, și găsește atâta. Da, e foarte la îndemână să faci căcatul ăsta și noi am avut la un show recent, am avut niște oameni care veniseră cu copiii care aveau 9-10 ani, ceva de genul, care veniseră pentru mine la show și au plecat până să intru eu. Și doamna a zis... Mie mi se pare o tragedie asta, știi, că pula pizda... Dar una e asta, adică una sunt cuvintele urâte și alta e, știi, să ai bituri de-astea despre pula-n pizdă cu măta, cu tactul. Și să mai știi că asta mi s-a părut insane la omul ăla, că vorbea cu copilul ăla de 14 ani, zicea lui copilul ăla de 14 ani, măta și a limbii în pizdă. Da. Da, se practică asta. Și au plecat copiii și mama, nu mai știu cu ei a spus, pe cum mă dănim. I-a zis mă așteptam să fie chiar. Și asta i-am zis lui Mădăin, comedie, comedie, dar chiar așa. Da, și Mădăin să zic, da, și Mădăin să zic, pula mea, doamnă, mă, morții-mă, ce pizda mă să-i spune. Așa i-am Bă, dar săracii au și plecat entuziasmați, că eram la bar și erau un pic triști așa. Dacă m-au văzut, au fost foarte... Ia uite că pentru micuțul ai venit și ăla mic care a fost... Salut! Wow, dar ce... Uite ce interesant mi se pare că... Adică cumva că ai... Adică ai toată acoperirea asta mainstream și cumva că poți să ai, știi, oameni mici, da, care să te dubios placă. Și oameni în vârstă, foarte în vârstă. Mi se pare dubios neapărat. Adică mi se pare că e doar un semn al cât de popular ești la nivel, știi... național, încât noi așa ajung să consume ce faci un om de sub 14 ani. Da, dar e dubios pentru mine că da, nu... Da, dau seama că e dubios pentru materialul tău să vezi un copil de 14 ani cum te ascultă la... I get da. Și asta e la îndemână, e că noi la asta am ajuns, că îți dai seama când eram la începuturi, cred că toți am făcut căcatul ăsta, era un copil în sală, mai ales la... Că asta cu băieții era de obicei. Dar s-a ajuns la această replică de final în care să le zici părinților, explicați voi acasă cam tot ce am zis, pentru că o să vă întrebe, știi? Mami, tati, la ce s-a referit? Cum adică? Dar slavă Domnului că nu mai e, adică eu cel puțin nu mai am, sau am de-astea ale drag? Nu, nu mai am ceva timp.
În fine. Bun, memele. Meme. Care bun. Este faza? Mi-aduc aminte, îl văd, am așa imaginea cu Seinfeld aia. Memes. What's the deal with memes? Ceva sketch cu Kramer care descoperă memele. Jerry, they're on the internet. Da, nu știu, ce mă întrebi? Te întreb. Zim cu ce să te lămuresc. Eu vreau să înțeleg de unde pleacă, în primul rând, că e cultura asta a memelor. Așa. Asta, eu nu înțeleg cultura asta a memelor. Ce pula mea vreau să detaliez aici? De, mie personal, crescând, având vârsta propice pentru momentul în care s-a declanșat tot ce înseamnă 4chan, 9gag, toate comunitățile astea de memari și de la, mi se pare că e doar o extensie digitală a exact ce aveam și înainte. Adică, nu știu, înainte, știi, mergeai la școală și la liceu, mă, la școală cu glumele de la... Pula, nu știu, de la știrile Pro TV sau de la Divertis sau de la Vacanța Mare. Cu glumele. Da, păi da, nu știu, era vreun eveniment, nu-i glume, da, era vreun eveniment în țară, de-l vedeai la TV. De la ora 5. Da. Băi, ați văzut, mă, știrile de la ora 5? Strângeți-vă un pic. Da, și mi se pare că îți luai informația de acolo și veneai a doua zi la școală și făceai glume. Te uitai la Mircea fucking Badea, îți luai glumele de la Mircea Badea și le ziceai și tu la școală. Acum nu mai ai glume de la Mircea Badea, le iei de pe internet, de la 15 milioane de alți oameni. Adică mi se pare doar o extensie digitalizată a culturii deja existente, care n-ai, umană, intrinsecă, nu știu, omului. Într-adevăr, din afară văzut, da, știu, poate să pară complicat, știi că sunt 15.000 de comunități și microcomunități și fiecare are glumele sale și unii sunt pe ironie și unii pe post-ironie și unii pe la. Da, adică, na, nu știu. Mi se pare că dacă stai un pic, știi, tu ai prins grupurile alea, Autobază, Utopia, până. Le-am prins. Da, adică mi se pare că, știi, intrai acolo, vedeai fix asta, e o comunitate unde lumea face un tip de glume și stai acolo două săptămâni. Nu, zi. Stai acolo două săptămâni și te cam prins care-i faza. Ce te-ai dat seama? Mi-am dat seama că de obicei eu am prins la un moment dat o antipatie față de chestia asta. Acum am realizat de ce? Și probabil de asta am refuzat să mai înțeleg la un moment dat. Adică am înțeles că sunt niște glume comprimate acolo. Zici de grupurile astea? Nu, mă refer la meme în general. Așa. Dar pentru că plecau de la niște oameni nesuferiți din punctul meu de vedere. Understandable, da. Exact ca franceza. Dacă nu suport poporul, cum o să învăț limba? Pot să înțeleg perfect. Nu, da, serios, pot să înțeleg. Mai ales că pe grupurile alea, cel puțin de unde ieșeau jumate din memele din România, eram o gașcă de dăștia de 16 ani ca mine și pitiș gratis. Adică, da, pot să înțeleg. Așa, corect, și pitiș gratis. Pot să înțeleg de ce aveau antipatie. Da. Și... probabil, da, de acolo cred că asta e, știi, eu de asta te-am întrebat, pentru că mă gândeam că ăștia, oamenii care se uită la podcastul meu, de obicei au aceleași nelămuriri pe care le am eu, și antipatii și lucruri care le plac, și eu sunt convins că ei sunt la fel pe, la capitolul ăsta e meme, știi? Și probabil... Da, la tine e, scuze că te întreb, la tine e gen pornește din chestia asta că rămâi în urmă cu, cum să zic, cu umorul, știi, generațiilor noi și la, adică e o chestie de asta care vine odată cu, nu? Dar înțeleg, dar nu. Eu am avut o singură dată teama asta, în momentul în care au apărut oamenii care făceau glume din Cluj. O singură dată am avut asta. Pot să înțeleg perfect ce zici. Și un singur nume vine în cap și n-am nicio treabă cu omul ăla, nu ne-am cunoscut, n-am nicio părere pro sau contra. Smenta. Și nu înțelegeam ce pula mea se întâmplă acolo. Efectiv nu înțelegeam. Acesta este un podcast clujfobic. Și eu fac glumele astea cu fix cu ce Cluj, un curaj de căcat, doar pentru că da, apare acolo. Mitic, obosit, fute în gură. Asta, Cluj și Timișoara sunt cele mai trigăruite orașe din țară. Da. Știi că e greu să trigăruiești un bucureștean, știi că noi nu suntem, știi că suntem de peste tot. Ați avut și voi perioada voastră, mai ales cu moldovenii.
Păi ați nu, avut păi la, nu, 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 bucureștenii sunt oribili cu... față de, nu, nu, bucureștenii sunt oribili față de alte orașe din provincie, da, da, da. Dar mi se pare că e greu să-i zici ceva unui bucureștean care să-l supere, că o ai pe firea primar și vai morții, zici, da, cam așa e, știi, adică îmi se pare că e greu, mitic, așa e, sunt ultimul mitic, depinde, tumefiat. Depinde, pentru că, uite, și tu de foarte multe ori vorbești despre bula în care ești. Da, true, da. Vorbeam doar din perspectiva, știi, de bucureștean în... tumefiat. Da, fiind în... asta, da, dă-ți-o singur ca să nu... Da. Și fiind în bula asta, nu, tu n-ai... Nu, neieșind des din bula asta, nu n-ai cum să-ți dai seama dacă toți bucureștenii sunt... Da, mie, da, of course, da. Dar zic că din experiența mea... Adică am încă toată... văd glume cu moldoveni, glume, din astea, da, cu moldovenii futui în gură. Gândește că de fiecare dată, în fiecare an... Dar mi se pare că la generații, come on, dar mi se pare că la generațiile, nu știu, 35-40+. La toate generațiile. Eu n-am mai văzut în viață, adică eu cât am crescut, n-am văzut, n-am auzit niciodată. Facebook. La toate generații, da, adică tu gândește că nu mai sunt doar bătrânii pe Facebook. Așa este, da. Așa. Nu, la noi în țară sunt toți, orice categorie de vârstă găsești. Așa pe este, Facebook. Da. Și acolo în fiecare an, de exemplu, de Paște, e gluma cu ce liberi București au plecat moldovenii acasă. De fiecare dată, în fiecare an, exact cum la știrile Pro TV și cum v-a distrați la pensiunea asta. Bă, da, am venit cu... Cam scump, cam scump, dar același lucru în fiecare an în pizda măsii și bineînțeles când descoperă ăștia că stai că revelionul la moldoveni e după noi. Da, 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 și da, atunci da. Încă, încă o zi salvată la știrile din România. Dar știi ce, că cam părerea asta, că eu de mic n-am avut niciodată, știi, asta cu ăla e moldovenul, ăla e nu știu, ăla e nu știu. Adică cumva cam... Păi tu n-ai avut-o și asta, nici, da, și nici grupul meu extins de școală, liceu, facultate, whatever. Da, nu știu. Da, deci doar, la, doar atunci am... Să facă ciupă ca piciorului toți discriminatorii pe bază de regiuni. Mi se pare că... Cred că au deja. Singurul moment în care îmi se pare funny să faci glume de-astea regionofobe e atunci când aia se trigăruiesc prea tare. Și că vorbeam chestia asta, fix chestia asta cu... pe stream. Că, bă, moldovenii mi se pare că au auzit de multe ori că moldovenii doar te înjură de toți morții înapoi, știi? În schimb, Ardealul și Banatul... Dar cum îți sper, dar tu știi că am avut primul tramvai tras de cai la noi în... Când a... Și încep să mai fac, că asta e, că o duc la cel mai înalt nivel posibil și când mai cer cu timișoreni, asta e boala mea, timișoreni, îmi plac foarte mult, cu orașul nostru frumos, Timișoara, am avut prima oară și le zic, băi, timișoreanule, când o să ai tu prima oară, zi, primul oraș iluminat electric ca București, atunci să vorbești cu mine. Și nebunesc, nu, că Timișoara a fost de fapt prima. Pe mine m-a șocat în Timișoara când am fost la un moment dat, mai dă-mi și mie brichetă. Când am fost la un moment dat, când era capitala culturală a Europei. Aha, ok. Era capitala culturală europeană. Și am fost acolo după show, voiam să mâncăm și am fost la singurul din ăsta non-stop, în care bubuiau manelele, efectiv. Și mai încolo era bătaie la mec. Și mi s-a părut tot atât de... Frate. Aia nu da, exact. Toți din Vâlcea, am pula mea. Au venit toți din Vâlcea să ne strice nou aici și la Sibiu la fel. Da, și atunci a fost singura dată când m-am simțit amenințat, între ghilimele, că nu înțeleg ce vine. Nu înțeleg ce vine și că probabil nici nu eram într-un punct din ăsta confortabil în comedie. Nu-mi găsisem locul. Și eram așa panicat că dacă vine Zmenta și mi-a pâine. Nu te spunea, Cosmin, dar așa e când ești mai aproape de Viena decât de... Nu mai da, zic. Corect. Știi, asta îmi place foarte mult asta, că păi, Timișoara da, e mai aproape de Viena decât... O, este cu Istanbul acolo, ai emoții, vă știu, de balcanici. Exact, exact. Dar acum cu asta, cu memele, pur și simplu cred că de acolo a plecat antipatia și după aia n-am mai aprofundat subiectul. Dar sunt chestii și pe care le înțeleg. De exemplu, m-am uitat pe YouTube, e un mini-documentar din ăsta cu How I Became a Meme. Ah, da, alea de la Vice cu... De la Vice, da. Și am înțeles, pentru că arăta cu personajul respectiv, arăta cam tot ce s-a făcut. Și înțelegeam. Deci e și un site, se numește Know Your Meme, unde se indexează efectiv toate memele din lume care apar și sunt cât de cât virale. Poți să cauți acolo și îți dă explicația în text. This meme first appeared... Păi în cazul ăsta să fie mema. Adică dacă vrei să faci research.
Pentru că oamenii ăia s-au îmbogățit. Nu vreau să... oamenii ăia s-au îmbogățit, mulți dintre ei. De pe urma imaginile... Da, 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 da. Să fie mema, fii atent. Ia. Primul NFT. Nu, sorry, nu mai pot cu... Nu mai pot cu NFT-urile. Pentru că următoarea întrebare era NFT-urile. Care e faza? Eu sunt foarte criptosceptic. Nu mai nimeri bine. Sunt păi foarte, știu, tocmai de asta te-am întrebat. Na. Știu că o să primesc în jurături de toți morții, de la toți băieții care, nu așa, au băgat și acum trebuie să bage și alții, că vine ăla și zice că nu e bine de băgat, normal că trebuie să mă înjuri. Înțeleg. Înțeleg, e ok, faceți-vă grind-ul, it's fine. Dar așa e, de fiecare dată când am vorbit, și asta e, știi, că ai băgat, nu poți acum să mai accepți că ți zice unul, bă, dar vezi că aia nu e așa. Minți, mincinosul. Dar nu crezi că ai avut și doar exemple nasoale la capitolul ăsta? Că m-am uitat și la... Ce înseamnă? Adică mi se pare că toată... Nu că știu. Există, adică... Că toată cultura e în jurul speculei, toată cultura, pardon, toată... Asta toate proiectele crypto? Sunt în jurul speculei. Și atâta timp, da, men, păi ce plătește cineva ceva cu cripto, să tranzacționează ca monedă? Sunt niște băieți care țin niște monede în speranța că o să se îmbogățească într-o zi. Deci nu, eu nu neg, că am mai zis chestia asta, eu nu neg utilitatea folosirii de monede digitale. Nu neg utilitatea produselor digitale, adică cumpărăm cu toții produse digitale. Nu neg tehnologia blockchain, care are deja utilități în niște sectoare ale lumii, dar mai mult în alea pe care nu le vedem, gen cargo shipping sau alte chestiuni de foarte multă birocrație. Neg cultura care 99,9% este în jurul speculei. Am scos și eu un NFT ca să îți zic și ție să-l cumperi și tu să-i zici și lui ăla și tu să-i zici și lui ăla, ca eu, care dețin cele mai multe NFT-uri din colecția aia, să pot la un moment dat să vă trag clapă. Este efectiv schemă piramidală. Adică vrei, nu vrei și aici e a bigger point. Și moneda, și leu, și dolarul, și astea, tot pe o schemă piramidală se bazează. Adică tot asta e, știi, dacă nu mai folosești tu și ăla își închide bani și la ăla. Dar, schema piramidală a economiei globale este bazată pe politică, pe infrastructură, pe joburile oamenilor, știi, adică are 15.000 de chestii care o țin în picioare. Aici ce țin în picioare sunt niște băieți care vor să îmbogățească, care vor să bage, zic, care vor să... Simt nevoia să dea la risc, numai că nu poți să te duci la păcănele când ești corporatist, nu să cade, să mergi la admiral, să faci așa, așa că iei maimuțica digitală. Asta este părerea mea. Deci aici e doar, asta e părerea ta despre NFT-uri sau despre cripto în general? Despre cripto în general. Bun. Dar și nu vezi niciun viitor real în toată chestia asta? Nu, probabil un viitor o să existe, pentru că la câți bani se pompează de... Au avut reclamă la Super Bowl. Uite, mi se pare că asta e cel mai bun exemplu de... Știi, poate, ok, bine, poate nu zice schemă piramidală, dar știi, de schemă, de care, știi, reclamă la, de ce îi face reclamă la Super Bowl, știi? Ai văzut reclamă la Super Bowl pentru euro sau pentru dolari? Știi, adică e, you know? Înțeleg. Nu neg că nu o să există, adică cu siguranță NFT-urile o să fie adoptate de multe, mă, tehnologia, blockchain-ul, o să fie adoptate de chestii din media și la... Zic doar că cultura la momentul ăsta este la nivel de speculă și am o boală foarte mare pe toți oamenii care te... Termin în engleză, iată, care nu există în română, este gaslight. Care, știi, trag de tine și te fac ca pe proști, bagă aici că ăsta e cel mai tare și tu zici, men, dar uite că nu e de fapt cel mai tare. Bă, ești prost? Cum nu cumperi maimuțica digitală, știi? Și toată atitudinea asta, o disprețuiesc pentru că efectiv, adică mă tratez ca la carita, să nu te spărea. Cum am băgat și eu și mi-au dat deja înapoi? Cum nu bagi și tu? Ești prost? Eu am... FNI lucrează pentru mine, cu aia ești prost? Eu am avut asta cu... Deci asta cu NFT-ul pentru mine e o întrebare continuă pentru că n-am înțeles. Exact cum tu la un moment dat n-ai înțeles e egal MC pătrat. Eu nu am înțeles asta cu NFT-uri. Păi nimeni n-a înțeles, încă nu e înțeles pe deplin, nici băieții care fac NFT-uri nu înțeleg pe deplin ce e, adică tehnologia din spate și la ala. Eu personal sunt curios, am mai citit, am mai văzut, dar e ok să nu înțelegi, că nu prea e ce să înțelegi. Eu m-am rezumat până la urmă la o... pe net. Da, eu m-am rezumat până la urmă la un soi de work of art, așa. Adică dacă îmi place imaginea respectivă și... Nu, da.
Nu neg, adică nu neg adică nu neg experiența artiști, adică am vorbit fix cu artiști despre chestia asta, bă, deci știi, oameni care au făcut NFT-uri. Și pentru că pentru ei, iartă-mă că te întrerup, e o piață. Exact, exact, da. Acolo. Și asta am vorbit fix despre asta într-un video, că mi se pare că sunt și într-o poziție asta ingrată, știi, în care cumva zic, le zic artiștilor ăla, ce să fac, pula, eu nu mai fac asta. Și înțeleg, adică înțeleg, it's fine, do your thing. Nu neg că poate să fie o chestie, știi, de asta, de artă și la ala, dar în același timp e, că nu știu, chiar nu mai sunt alte moduri de a susține artistul ăla, nu mai bine ții un tablou acasă, nu mai bine ții un orice, un mărci, un whatever de la omul ăla. Adică e o discuție foarte complexă pe care chiar nu vreau să avem, dar da. Se leagă și de environment, că probabil ai văzut cu impactul a cripto asupra mediului, că este a 100-a țară din lume ca consum de energie, dacă ar fi o țară, toată lumea cripto, deci cu toată piața speculativă, unde dacă cauți pe net, se trag țepe de miliarde în fiecare zi. Man, nu trece zi fără să nu fie un băiat care a zis, a, ați băgat bani aici în NFT-urile astea, bine, hai că plec acasă cu ei și zic că m-au hackerit puni. Efectiv, nu trece zi, adică nu exagerez, e un site care le indexează pe toate, mi se pare foarte funny. Și nu trece zi fără să fie un scam de ăsta. Și când vezi, vezi toată cultura asta, știi, mi-e greu să zic, da frate, bagă banii cu aia în... Bine, acum că na, ai cumpărat la Subcarpat sau whatever, bafta ta, bravo. Dar zic așa că, știi, ca un concept întreg, mi se pare foarte speculativ și toxic, așa, pentru omul de rând. Pentru creduli. Da, adică, știi, majoritatea care bagă nu sunt oameni bogați, că aia bogați o cumpăra la început, când a trebuit să se cumpere, că nu-ți imagina că cumpără acum. Știi, și gen, vorbești cu un om care face 3.000 de lei pe lună, bagă cu aia 500 de lei aici. Mâine, poimine, cine știe? Poate bubuie. Dar de fapt nu bubuie niciodată, de fapt îți pierzi banii de cele mai multe ori. Da, aici ai senzația că ai zis și de o cultură. Ai senzația că e o chestie creată și pe fondul lucrurilor pe care le face Elon Musk. Hai să zic de ce spun asta. Pentru că e așa o senzație a viitorului care a venit peste noi. Da, 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 da. Păi se profită de chestia asta, nu e anxietatea, vine. Vine viitorul. Eu n-am luat. Mașini electrice. Acum e asta în Dubai cu la 90.000 poți să-ți cumperi o mașină care zboară. Da, da. SpaceX-ul, misiuni către Marte, zboruri comerciale în spațiu. Da. Crypto. Da, cu siguranță e construit pe tot valul ăsta. Numai că nu e așa, de-a lungul istoriei au fost construit tot felul de chestii pe valuri de astea care la finalul zilei s-au năruit. Da, eu mereu, adică eu zic, adică realizez că, știi, nivelul de țeapă nu e același ca la Caritas sau la FNI, dar dacă te uiți la cum funcționează procesul din spate, man, e efectiv Caritas și FNI, sorry. Bagă și tu aici unde am băgat și eu. Eu am băgat mai devreme ca tine, eu iau niște bani mai mulți, tu iei niște bani mai puțin și da, adică se profită clar de tot trendul ăsta cu futurismul și la lucruri în care nu prea s-au întâmplat niciunele, știi, adică da, zburăm pe Marte până în 2025, bine, okay. Da, asta și pentru că cei care cumpără de obicei cripto nu văd utilitatea monedei pe care o cumpără. Ei nu știu. Păi da, eu ce zic? Ei nu știu. Eu ce zic? Că nu e folosit ca monedă. Nu o făceam mai clar. Da, 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 da. Când, opinia asta ta. Adică tu zici că, știi, este nou mod de tranzacționare, monedele digitale. Ce plată se face exact cu monede digitale? Nu se face nimic, toată lumea ține monedele în sau cont. Sau ce plată faci tu, exact. Da, ca un asset care speri, îți faci cruce, ca ăia să mai facă niște reclame la Super Bowl, să mai prostească niște proști, să bagi unde ai băgat și tu, ca noi așa, tu ții mai multe, așa mai puțin și așa mai departe. Adică. Dar la un moment dat, eu cred că o să existe un soi de stabilitate în treaba asta și nu știu. Cel mai probabil o să fie o eu sunt dispus metodă de tranzacționare, știi? Eu sunt dispus să fiu total old la pulă dacă mă îndoiesc, adică sunt 100% dispus să, știi, să zic, da frate, m-am înșelat, aia am citit tot ce era de citit așa la nivel mainstream fără să intru în toate nitty-gritty, mă. Da, sunt dispus. Pentru numai că asta e foarte greu să cred că o să se întâmple, pentru că semnele sunt aici. Se trage țeapă, se trag țepe de miliarde zi de zi. Și cred că de la început conceptul ăsta sună dubios, de care e un soi de bring the power back to the people, așa. Că de ce băncile să... Da, nu știu dacă...
Asta de obicei e întâlnită, știi, da, în discursul... Da, exact, adică conceptul, da, sure, mișto, știi, adică e foarte populist așa, dar în același timp cum faci asta? Ok, iei puterea de la bănci, unde o dai exact? Ia uite-te cine deține cei mai mulți bitcoin, ia uite-te cine deține cei mai mulți. Nu sunt bănci, sunt niște băieți care și-au făcut un SRL, adică come on. Pe aceeași chestie cum a fost atunci cu Elon Musk. Da, eu nu am înțeles de ce nu a fost mai mult, de ce nu s-a discutat mai mult despre asta. Că face speculă și el cu... Când influența prețul... Păi de ce? Pentru că nu sunt legi pe criptomonede. Mm-hmm. Așa poți să faci că dacă făceai asta... Da, evident, era la pușcărie dacă făcea asta în public. Bun. Deci asta zic, modalități de îmbogățire pentru alți oameni care sunt deja bogați și care încearcă să zică și ție și tu poți să fii bogat. Uite-te la mine, am cumpărat acum 15 ani. Da. Să vedem ce pizda, mă, si se mai întâmplă. Habar nu am. Nu, dar serios, e o chestie așa de... E vorba ta, nu... Pare că în afară de cei care au creat monedele și într-adevăr apar din ce în ce mai mulți oameni pe care nu prea poți să-i bănuiești de speculă. Adică... Păi nu, tocmai, adică și-au făcut treaba atât de bine cu, propaganda cripto, încât ne-a așa tot că de oameni convinși. Nu poți să-i acuzi pe oamenii care sunt convinși. Dar în același timp, adică eu mă iau tocmai, fac mișto și critic tocmai ăștia, youtuberii care fac... E unul de are numai titluri de-astea. Profit 100x mâine la prima oră, știi, și dai drumul la video și de fapt are și el un proiect țel, i-au zis niște băieți, eu știu, poștea și-ți dă-mi și ție. Și așa, gen, adică e... Mi se pare că dacă citești pagina de Wikipedia la schemă piramidală, începi să vezi semnele în fiecare proiect și proiectel de-asta. Și știi cum au mai apărut astea cu restaurante NFT, case NFT, crypto, sau și NFT, tot felul de chestii fizice care se puteau face fizic foarte bine, dar care știi sunt legate de NFT sau de crypto. For what reason? Nu știu. Adică și asta la Subcarpații, cam același lucru, știi că au zis că fac un centru, că își fac ei un centru cultural dacă le cumpere NFT-ul. Știi, adică... Și nu pot, adică cu nu poți să ia... Banii din NFT. Sau stai, deci ăștia ca să te, în general, cultura NFT-urilor nu e legată doar de NFT-ul în sine, că tocmai ca să te aburească trebuie să-ți mai dai niște chestii. Deci cele mai multe ori sunt create un fel de, adică un fel, intri așa într-un club privat, știi, gen, ai cumpărat NFT-ul meu din care sunt doar 10.000, ai intrat în clubul meu privat de 10.000 de oameni, unde... Puncte. La Sucarpați, de exemplu, e centrul ăsta cultural, care nu știu ce. La băia, maimuțele. Stai un pic. Deci centru cultural în care se întâmplă ce? Că eu nu știu despre... Nici eu nu știu foarte multe. O să-și facă un centru cultural unde o să facă, nu știu, lecții de olărit sau ceva la modul. Am înțeles. Ok. Da. La băia, NFT-ul maimuțică. L-ai văzut. Alea cu maimuțele. Da. Bored Ape, Yacht Club. Ăla face petreceri private pe iahturi, unde ai voie să intri doar dacă ai cumpărat NFT-ul ăla, știi? Adică asta zic, e o whole... Și mie mi-a zis cineva la un moment dat că vreau să-mi fac un NFT și am întrebat exact ce presupune asta, adică ce faci cu NFT-ul ăla. Sunt eu o imagine, cum ce pula mea să facă cineva... Vizi de la fanii tăi cumpără și după... Și după aia era ideea asta care mi s-a părut ok și așa ca concept. Dacă cumperi acel NFT, înseamnă că în NFT-ul ăla ai un bilet la un show pe care îl fac doar pentru un număr de oameni care o să capete mărci personalizat exact pentru evenimentul ăsta pe care nu o să-l mai aibă altcineva. Și asta mi se părea un concept ok, că tu practic cumperi un bilet. Nu, pe care poți să-l faci fără NFT-uri, adică de ce ai NFT-uri? Da, de asta nu, aici mi s-a oprit și mie, adică și de asta mâine, n-am făcut asta. Dacă mâine anunți oamenii ăștia că faci un show pentru 500 de persoane aici și le dai și un mărci, le dai și un nu știu ce, ce crezi că nu o să-ți plătească? Pe teoretic noi avem deja, adică asta de ce cu... trebuie să-ți cumperi NFT-ul și nu poți să dea Aron? Da, de asta noi avem deja asta cu membrii care mi se pare... Da, mult mai legit, mult mai transparent, ai plătit un abonament. Exact. În momentul ăla ai chestii doar pentru tine, vii aici, cum a fost acum cu, am făcut cu public un podcast și era doar publicul cu format din membri. Și mi se pare e foarte dubios. Și mi-ar plăcea, uite, asta e faza, că mi-ar plăcea și să vorbesc cu cineva. Știi că în fiecare domeniu, dacă vrei să vorbim despre energie nucleară, luăm un băiat care lucrează în
Da. Fabric. Dar aici nu există, pentru că nimeni nu știe nimic despre asta, că a apărut ieri. Și știi, te bazezi asta, te bazezi pe opinia unor oameni care au cumpărat deja, care își doresc, pentru că au profit direct dacă te bagi și tu sau dacă se bagă și mai multă lume. Știi, și vorbești cu ea, niciodată nu o să fie o discuție în good faith, știi, adică pornită de la, băi, eu nu știu, educă-mă, adică ăla, interesul lui, fie că e un om bun, rău, care vrea să facă bani, nu contează, dar interesul lui financiar direct este să te convingă să bagi și tu. Știi, și asta e, adică nu există, știi, un forum de expertiză, nu există ceva regulatoriu, adică e doar așa, o piață făcută de niște băieți într-o seară și au făcut un site. Și cât de ușor e să faci NFT-uri, e absolut insane. Intri pe ușor, Fiverr, da? Man, intri pe Fiverr, dai $500 la un băiat, îți generează 500 de 1000, 10.000 de... ce vrei tu, de micuți? Și aia e. Tu cumperi 10% din ei și pe urmă dai la oameni să cumpere. Eu am cunoscut o tipă care pare că se pricepe foarte bine și a încercat să-mi explice. Dar am și problema asta, chiar mi se blochează creierul la un moment dat. Exact ca la lecția de pian, am încercat să învăț pian și cu dreapta mergea foarte bine și când am început cu stânga am avut așa o de asta, mi s-a blocat creierul și n-am mai, efectiv am dat eroare și m-am blocat acolo. Da, poți să înțeleg, da, e foarte complex așa și de multe ori e și o complexitate de asta tocmai ca să nu înțelegi, să te bazezi pe... Acum nu zic că prietena ta, Doamne ferește, again, respect artiștii, să le dea Dumnezeu sănătate, dacă fac un bandă pe chestia asta, foarte bine, la cum e plătită arta în țara asta, cu atât mai bine. Dar, asta zic, e foarte, adică e și foarte multă complexitate de asta tehnică, care nu e nevoie și care, păi, nu înțelegi, că mi-ar lua 15 ani să te explic. Ce cu aia, că stă un JPEG pe un cloud? Mă rog, sunt multe, da. Și mai era o chestie la un moment dat, asta voiam să zic, că înainte să aflu de asta cu NFT-uri și cred că înainte să apară la noi în țară, vorbeam cu cineva care îmi spunea că fosta prietenă e pictoriță. Și era chestia asta de unde ar putea un artist necunoscut de la noi, dar talentat cum e cazul ei, să vândă niște lucrări. Și îmi spunea de un spațiu virtual creat de un muzeu din Germania sau ceva de genul, în care intrai, aveai acest tur virtual. Deci practic era o chestie asemănătoare cu conceptul ăsta de NFT. Așa, și vedeai lucrările. Da, asta îmi place, că știi că sunt termenii ăștia, metaverse, da? Gen, există deja, uite, îl fac muzeele, așa. Da. Așa, și intrai acolo și tu puneai ce preț voiai pe lucrarea ta și dacă un om spunea, domne, mie îmi place maimuța dansatoare... Total de acord și de asta nu văd utilitatea, știi, minării și folosirii de criptomonede și pe aceea, adică poți să faci, știi ce ziceam mai devreme, cu... Chiar nu sunt alte moduri de a susține artistul ăla, gen să-i cumperi până la tablou decât să spui poza de profil cu tabloul persoanei, nu știu. Da, e ciudat. Și sunt o cărcă de modalități digitale de răspândire a artei. Nu zic că nu e și asta un mod, Doamne ajută, dacă chiar sunt niște artiști care vor să facă chestia asta, să le dea Dumnezeu sănătate, că nu ei sunt problema, Doamne ferește. Problema sunt toți băieții speculanți care nu le pasă de artă, că aia e problema. Că nu le pasă de artă, le pasă doar să prindă ceva care să poată să facă speculă. Și asta e 99,9% din piața de NFT-uri, îmi pare rău pentru... Dar așa e și zona aia. Planul real, să știi că sunt foarte mulți care sunt impresari de artiști. Exact cum în România nu e așa, sau în alte țări, sunt alea două galerii, Sotheby's și încă una, care nu e așa, doar acolo ai acces să-ți vinzi arta pe bani mulți, așa e și în spațiu NFT. Câte proiecte de-astea mari sunt ca Bored Ape și ca nu știu ce? Și cred că e foarte greu să ajungi tu de tap în, știi, tu pornești din România și trebuie să convingi tu niște băieți, adică nu există, come on. Sau mă, există dacă ai un marketing dacă ai un buget de marketing de câteva sute de mii de dolari sau mai mult ca să ajungi la Super Bowl. A fost o fază foarte amuzantă la o galerie de artă, dar nu mai știu cum se cheamă, cu o tipă care făcea o licitație, susținea licitația la casa aia, așa, și a zis următoarea lucrare, porc care se uită, cum ai zis, porc care se uită în neant sau ce mai zice. Bă, și-a râs săraca după aia 30 de minute. Nu știi clipul? E foarte amuzant, foarte amuzant. Și râde săraca și bea apă și ia pauză și iar se întoarce și amintește de porcul care privește în neant.
tare, iau, trebuie, a crescut valoarea acolo doar... Nu știu dacă ea crescut. Doar povestea asta a crescut valoarea. Da, probabil. Că nu s-a vândut, s-a convins că nu s-a vândut. E că încă așteaptă acolo. Și avea și un preț din ăsta de 200 de euro sau ceva de genul. Pe care, băi, eu i-aș plăti să văd un porc care aia privește zic, neant. Aia zic. Gândindu-se la ziua fatidică. Următoarea mea întrebare. Te rog. Sunt aici pentru dumneavoastră. Băi, o imbecilitate ce fac eu, Dana. USR, care e faza? Care e faza cu USR până la urmă, nu? I-am pus în USR. Păi da, de asta te întreb. Este un partid care din așa, partidul reformator al politicii românești a ajuns să fie PNL pe bleu. Mm-hmm. Asta este părerea mea. Eu am fost în USR de la protestele din 2018 până în 2020. Am fost în departamentul de comunicare de la USR Tineret. Ăia de, ne înjură toți. Asta e glume să le faci ca partid. Am cunoscut așa. Adică ce? Făceam tot felul de meme acolo pe USR Tineret. Deci USR Tineret era pagina de tineret a partidului, dar partidul neavând o structură de tineret, nu e așa ce puteai să faci decât, nu e așa, glumițe cu Cotidianul și tot felul de meme amuzante care, nu e așa, să ajungă la tineretul român, mai dă un like, mai vede un comunicat, mai la ala. Am cunoscut așa majoritatea oamenilor cât de deci cât... practic să atragi oameni, da, care să... Dar asta... Dar tu ce faci aici? Cripto! Nu, nu. Păi nu, da, adică eu nu neg mecanismul de funcționare, în mod evident că așa funcționează tot, da, totul până la urmă. Depinde, da, și, da, problema depinde e că și ce se întâmplă după ce îi atrage acolo. Că unul la mână și ce s-a întâmplat înainte și cum a, care sunt ideile din spatele lucrului, da, înainte, da, să înceapă. Da, da, da. Da. Aici mi se pare că a fost foarte multă lume, a fost naivă vis-a-vis de USR, cred eu. Acum, uită, cred că a fost și o naivitate venită din nevoia de a, știi, de a și putea să votezi, da, cu cineva în țara asta, de a putea să te înhamla. Adică știi când a apărut prima oară penal în funcții publice, fără penal în funcții publice. Exact. Adică cred că tot omul își dă seama că e un populism obosit care probabil nu o să treacă vreodată de zi de Parlamentul României în PSD. Păi n-a trecut, și pe... Nu, ce? Cum să treacă? Nu, cum să treacă? Dar nu e așa, vedeai chestia aia, bă, uite-mă, pot să mă pun în spatele chestii astea, chiar dacă principial, știi? Da, USR e un partid care a avut niște oameni foarte mișto din punctul meu de vedere în el, niște oameni care împărtășeam cât de cât valori politice și de acțiune, care au plecat toți. Au plecat toți de acolo pentru că Dan Barna, Ciolo și sclavii lor de prin prejuri. Da, și în momentul ăsta e... PNL pe bleu, din punctul meu de vedere, nu mai pot. Adică încă sunt unii oameni care sunt frecventabili în USR, mai ales prin Parlamentul European, în Parlamentul European mai ales, dar în rest e... Și care erau convingerile oamenilor alora cu care corespundeau cu convingerile tale? Ce te-a făcut să... Faptul că, în primul rând, faptul că erau cât de cât tineri, știi, adică nu erau, nu găsești... Deci asta a fost în primul rând. Da. În primul rând, sincer, da, pentru că automat cu tinerețea vin și valorile care sunt asemănătoare mie, că asta e politica până la urmă. Adică eu vreau să-mi fie bine mie și comunității mele. Și în mod evident că dacă sunt niște oameni tineri care ne așa împărtășim cât de cât niște valori, sunt mult mai atras de ei. Știi că, iartă-mă că te întreb, un procent foarte mare din bunicii noștri a votat PSD când era Ponta, pentru că Ponta e tânăr, era tânăr. Da, 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 da. Păi era frumos. Vezi ce frumos e cercul. Păi da, nu era pe frumusețe, era că, adică tinerețea care se asocia cu valorile, păi nu, politice, tinerețea. Pro-europenism, pro-europenianism, nu știu cum să-i zic. În mintea lor să știi că era, da, același, păi, lucru. Da, 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 asta poți să înțeleg. Da. E fix aceeași oare gândire. Oare e o chestie de bătrâni? Oare, ia gândește, dar nu zic oare că e o chestie de bătrâni, eu zic de ce te seduce, știi? Că asta, da, asta ai pus pe primul loc, știi? Și ce te seduce, da, e, în primul rând, zici, că asta au spus și ei. Da, păi, asta spuneau. Cred că Tăricianu e cel mai bun exemplu de om care a rămas atât timp în politică, că e frumușel. Dar eu nu mă refer la frumușel, mă refer la tinerețe și ce, cu ce vine tinerețea asta în politică. Da, ok, da. Da, adică înțeleg, da, sunt de bunicii acord. Pentru că aveau senzația, adică au realizat probabil mulți dintre ei că a fost o greșeală Iliescu, mm-hmm, da, ani de zile după, au zis, uite că vine unul nou,
care practic are o bază cam ce ne plăcea nouă după comunism, dar vine cu, cu o vedere nouă, proaspătă, tânără. Da, yes, da, da. Da, de acord. Total de acord. Adică, seamănă? Da, seamănă. Păi, dar așa merge politica, nu, nu. Adică mi se pare că e eu pur și cursul, simplu vreau să-mi lămuresc chestia. E cursul firesc în momentul în care apar un om, în care apare un om sau mai mulți oameni care sunt carismatici din punctul tău de vedere, din anumite motive. Și pe mine m-a sedus asta, adică nu, să da, nu înțelegi greșit, da, da. Nu adică te arăt cu degetul. Asta încercam să zic, că nu mi se pare ceva greșit, pentru că la finalul zilei și nouă ne place să zicem de a, moșarii aia proști că votează cu PSD-ul, că le dă gălez, dă nu știu ce. Dar la finalul zilei, oamenii ăia, noi așa sunt și niște oameni ca tine și ca mine și care, pe lângă cazurile astea izolate de preferă să ia 50 de lei ca să, că astea-s puține. De iau 50 de lei și votează că, nu, că mureau de foame. Oamenii au văzut ceva ce aveau ei nevoie în viețile lor în programul PSD-ului, indiferent cât de corupt, adică corupția PSD-ului sau oamenii oribili din el sau crimele de după 89 ale PSD-ului și ala, nu contează atât de mult în fața stabilității sociale sau faptul că îi dă încă 500 de lei la pensie. Mm-hmm. Lucru pe care, iată, știi, un guvern liberal care îi zice că, știi, bubuie economia și la le-a băgat 400 de lei la factura de gaze. Și atunci alegerea mi se pare că devine destul de simplă pentru un om care trăiește de pe o zi pe alta cu pensia. So, yeah. Deci asta în primul rând, asta cu faptul că erau tineri. Da. Faptul că erau mulți oameni care aveau, eu sunt om de stânga. Și erau câțiva oameni în USR care, deși nu e așa USR, e un partid de... Da, iartă-mă, poți să definești stânga asta de care ești tu? Pentru că mi se pare că s-au încurcat foarte tare termenii ăștia. Da, din păcate când zici de stânga în România, egal PSD și, și Partidul Comunist, eventual ăsta român. Nu, stânga e cum e și stânga europeană, cum e stânga lui Bernie Sanders din America, este o stângă care vrea pur și simplu niște șanse mai bune. Deci, zi. Nu, zi. Care vrea noi așa niște șanse mai bune pentru oameni și mai puține pentru corporațiile care pleacă cu banii acasă. Adică e siguranță socială, să poți să te duci la spital să nu mori. Dacă, Doamne ferește, ai vreo boală, să nu trebuiască să te salveze vreun ONG și să te salveze statul la care dai bani și la care dai taxe, o viață mai bună pentru fiecare dintre noi, în medie, decât o viață mai bună pentru ăștia de aici, de la masă și încă trei corporatiști. Deci un soi de socialism progresist? Da, sure. Așa putem să-l definim? Sure, da. Ok. Care n-are nicio legătură, evident, cu metehnele trecutului în România. Are legătură cu o viziune... De asta e progresist. Păi, eu știu, dar progresismul e asociat în același timp și în România și peste tot cu diavolul comunist care, nu, marxismul, cum îi zice, cum e al lui Jordan Peterson. Rar e un termen ăsta mai bine acum, marxiștii, whatever. E, nu știu, dar neomarxism... Da, așa, da, neomarxismul care, da, e progresismul. Mai multe drepturi pentru gay? Ești comunist! Da, da, erau niște... Bă, erau niște chestii acolo dubioase după ce USR-ul a venit la... Adică care erau... Chestii dubioase sunt în fiecare partid. Mi se pare că n-ai... Adică e imposibil să ai un partid, știi, extins, care vrea să extindă în toată țara, care vrea să adune oameni noi cât mai repede, că nu e așa, adică nu se... A fost o problemă imensă faptul că existau doar în București. Nu mai existau nicăieri altundeva și în 2 ani veneau alegerile locale. Trebuia să ai oameni. Oricum n-au avut oameni cât trebuiau să aibă. Știi, și a fost o goană după oameni și evident. Adică e normal că te uiți la țara asta, vezi toate cazurile de corupție, șantaj, rasism, whatever, prin toată țara și te aștepți ca oamenii ăia să nu apară și ei în USR. Normal că o să apară. E că e evident că o să apară și nu cred că asta era o problemă atât timp cât erau îndepărtați. Mai că n-au fost, pentru că oamenii ăia noi așa veneau tot din politică. Veneau de la... Au fost la PNL înainte și s-au mutat la USR, au fost la... Adică, na, asta este parcursul oricărui partid, cred că la ora asta, care vrea să devină național în România. Acum diferența e de cum tratezi toate problemele astea. Știi, ți-a apărut problema cu Barna, care a plecat cu sacul de voturi acasă la Congresul USR? Știi, poate n-ar mai trebui să mai rămână la putere. Ți-a apărut problema cu Năsui, care vrea să o dea pe bunica ta afară din spital ca să îl dea lui Regina Maria? Poate n-ar mai trebui să-l mai ții ministrul economiei și așa mai departe. Dar...
Te-ai simțit trădat așa după... Total, da. Clar. Clar. Nu doar eu, adică sute de mii de oameni cred că se vede pe... se vede pe astea, de la alegeri. Mm. Da, clar. Nu, dar mă refer la tine, mai ales că ai fost acolo... Adică eu... Eu am fost destul de vocal, mai ales împotriva PSD-ului, dar și împotriva PNL-ului. Asta PNL-ul a pierdut-o foarte multă lume, deși în aceeași propoziție spuneam muie PSD, dar ar trebui să spunem și muie PNL. Da. Știu, chiar țin minte că în perioada aia, în 2017-18-19, erai foarte vocal cu susținerea USR-ului, care la rând... Nu era neapărat susținerea USR-ului, pentru că acolo a trebuit să fiu precaut, pentru că nu știam ce pula mea se întâmplă exact. Și e complicat să iei partea unui partid. Da. Dar am fost vocal în ceea ce privea fără penal în funcții publice. Uh-huh. Pentru că era o cauză... Aia, zic, da. În spatele căreia puteam să stau fără niciun problem. Care iarăși a fost o dezamăgire completă. Da, în fine. Și... Cred că a fost o dezamăgire. Eu cred că a fost cea mai bună de departe campania USR-ului. Gândește câți oameni au auzit și au intrat în USR după campania aia. Păi da, pentru ei a fost o chestie foarte bună. Da. Eu zic pentru mine ca om care spera care să chiar... se și întâmple da, ceva okay, cu toată da. Chestia aia. Acum, na, n-au avut niciodată majoritate în Parlament ca să poți să zici că puteau să o treacă și n-au trecut-o. Adevărul e că foarte multă lume vede, oricât de mult mi-ar putea să nu iau apărarea USR-ului, foarte multă lume zice, doamne, USR-ul e în Parlament de 4 ani și n-au făcut nimica, dar ce să faci, men, că au, cât au? 10%, nu știu cât acum mai au acum în Parlament. Ce să faci cu sub 10%, că e 8%? Ce să faci cu atâta în Parlament? Au făcut și niște mișcări foarte bune. Pe de altă parte, de-au ajuns la 10%. Păi nu, zic rezultatele de la alegerile parlamentare. Da, tu zici, da. Nu au, deci au rezultat... mai mult au, cred. La alea din 2000, mă, nu știu, whatever. În sens, zic că, fiind atât de puțin oameni în Parlament, n-ai cum să treci nimica. Deși au trecut unele chestii bune de la USR, dar n-ai cum să treci fără penal în funcții publice când ai PNL-ul și PSD-ul la masă. E imposibil. Adică oricât de mult ne-ar plăcea să ne batem pula de Barna și la, e imposibil să treci orice relevant când ești mână-n-mână cu PNL-ul și te bați cu PSD-ul și micuțele partide care îți fac înapoi majoritatea. Adevărul ăsta e. Este o mișcare care a fost frumoasă, care a arătat că se poate, lucru care mi se pare foarte important, dar da. Că se poate ce? Că se poate să formezi un partid și să intri în Parlament. Da, da, nu... AUR, de exemplu, a călcat foarte mult pe urmele USR-ului. Foarte mult a călcat pe urmele USR-ului. De la tactici de campanie, la toată chestia asta cu tineretul. Da, AUR a furat de la USR tot jumătate de tineret. Jumătate de oameni tineri care au votat cu USR. Un pic ciudat. Astea sunt tactici de politică care sunt mai updatate decât găleata și promisiunea cu pensie. Dar nu, tu nu vezi în spatele fiecărui partid ceva mai mare? Adică? Păi știi că era umbla vorba aia că în spatele USR-ului e conceptul ăsta general de securiști. Știi? Da, am auzit-o, da, evident. Și nu ți-ai pus niciodată problema că, bă, s-ar putea să fie adevărat? Nu. Da, adică i-am cunoscut pe oamenii ăia să vede că sunt niște băieți, ori corporatiști, ori care au avut și ei 3 firme în IT. Adică i-am cunoscut personal, i-am văzut la față. Și tu practic spui că partidul ăsta a pornit ca o idee pentru binele comun? O idee a unor oameni care își doreau binele țării. Da, asta e destul de vizibil, că a pornit de la Nicușor Dan, care Nicușor Dan cred că e cel mai prăjit om pe binele Bucureștiului, adică de la aia a pornit. Păi da, mă, dar... Se pare că dacă urmărești activitatea lui Nicușor Dan, îți dai seama cât de prăjit și diliman e pe asta cu Bucureștiul și că în mod evident, dar pornind de acolo, da, că asta a pornit. Faptul că mai târziu au preferat să-și frece biluțele cu PNL-ul și să se pupe și să... La e partea a doua. Stai 2 secunde să înțeleg. Deci tu spui că partidul ăsta a pornit de la niște oameni simpli, intelectuali. Nu știu dacă intelectuali, dar da, de la niște oameni ca mine și ca tine. Care, da. Așa, și după aia a fost deturnat de oameni politici de care oamenii ăștia au avut nevoie să fie în partid. Nu, sunt niște oameni care au devenit politici și... Au devenit politici. Da, adică, come on, Barna a fost un băiat care trăgea fonduri europene pe dreapta, adică spre ce vorbim. Adică e o gașcă de corporatiști care și-au dat seama, nu, au pus mâna pe putere și au dat seama că poate să plece cu sacul de voturi acasă și să nu-i oprească nimeni. Mă refer la scandalurile interne cu alegerile din USR și la ala.
Zici tu că e așa simplă situația? Pare foarte simplă așa. Eu de multe ori încerc să fug de conspiratizarea. De asta te întreb, da. Da, adică i-am văzut, i-am cunoscut. Acum așa, că o fi fost Cioloș membru MISA și la... i-a zis bivolarul, fii atent, faci un party mâine. Da, bine, sure, dar majoritatea oamenilor care aveau, care erau la putere în USR erau niște oameni normali, corporatiști. Sure, au mai fost oameni, nu știu, Nicu Ștefănuța, a mai fost în PDL înainte sau whatever. Dar l-am cunoscut, un om normal care s-a dus în Parlamentul European și care pe politici are niște politici foarte bune. Adică da, sure, e un mix, dar în același timp nu mi se pare că e o securiști care au venit. Dar stai două secunde, hai să luăm și ideea asta care poate să sune conspiraționistă. Să zicem că securiștii ăștia nu sunt spatele USR-ului, sunt în spatele tuturor partidelor. De aici tranzitul ăsta politic de fiecare dată. Poți să-mi explici la ce te referi prin securiști? Ne referim la cei care susțin structura statului din perioada comunistă. Okay. Așa. Acești oameni din umbră. Ok. Băieții deștepți, da, așa, cum li se spunea la noi, îmi vine să borăsc la fel cum era aia cu binomul. Binomul și tinerii frumoși și liberi. Da, să borăsc de fiecare. Da. Bun. Și la un moment dat s-a constatat că poporul don't buy that bullshit no more și că trebuie să existe un soi de reviving a vieții politice. Îți zic doar așa. Da, tu zim, da. Că zic, nu. Tu zim, da, sunt ca un băiat de la din comentariile de pe Hot News. Vrei să-ți dau tastatura? Doar tastatura. Închide ochii și scrie, zi. Așa. Și așa, și în momentul ăla se creează partide noi, care e doar o altă opțiune, exact cum ai spus tu, știi, de PNL pe blu. Da. Așa. Și se creează opțiunea asta doar pentru a revitaliza și tranzitul ăsta politic. Ca la orice conspirație, mi se pare că e un sâmbure de adevăr, că sistemul, în general, orice partid ar fi la putere, lucrează în acest interes, pentru că nu e așa, care e interesul tău ca partid sau ca om, să rămâi la putere. Adică mi se pare că e un sâmbure de adevăr, numai că nu mi se pare că e, adică că sistemul oricum funcționează așa și capitalismul oricum funcționează așa și la nivel de bani și la nivel de politică și la tot. Dar nu mi se pare că e gen o chestie specifică la USR, unde au venit niște băieți și la... Nu, de asta ți-am și zis la AUR mi se pare mult mai fezabil această chestie, dacă te uiți la istoricul lui George Simion, care George Simion conducea protestele Roșia Montana și... Mă rog, sunt niște chestii acolo, nu vreau să le... Conspirația zice că AUR are în spate, pardon, bani de la ruși, care la un dat avea atât de multă logică. Mi se pare mai aliniat cu interesele americanilor decât cu rușilor, nu vă spăreați? Da. Ai auzit vreodată să zic că AUR ceva de Putin? De... Eu n-am auzit. Păi, eu mai degrabă văd că sunt fix pe zona asta de... nu știu cum să zic. Știi, care încearcă să... Mi-aduce foarte mult, nu știu dacă... Nu vreau acum să fac o comparație toată lumea că... Hitler. Dar mi se pare că e foarte asemănător de zona aia, știi, în care enervezi populația, ca Partidul Conservator din state. Enervezi populația cu subiecte de-astea mici, îi ții enervați constant pe chestii care sunt de-astea. Vaccinul, masca, libertatea, la chestii care nu se mănâncă în Parlament. Exact, da, îi enervezi și îi ții nervoși, fără să le zici care sunt politicile tale adevărate. AUR nu știm dacă vrea să privatizeze România sau vrea să facă stat comunist. Habar n-avem. Probabil scrie undeva pe site, dar n-ai auzit vreodată o declarație mică acum. Da, probabil n-ai auzit vreodată o declarație de la Simion sau de la Șoșoacă despre economie sau despre plasă socială sau despre la. Eu personal n-am auzit și eu mă uit la politic. Eu n-am auzit nimeni să zică vrem ca România să puncte. Nu, e doar eu știu. Dați-ne jos măștile. Eu știu că așa a început AUR. AUR a început cu o idee din asta naționalistă. Da. Specifică Partidului Conservator din state. Da, de n-avem nevoie de Uniune. Cam același discurs pe care l-a avut PSD-ul în ultima perioadă. Cam același discurs. Ai văzut o anti-UE la AUR? N-am văzut. Da, ce da, da, bun? Așa au început. Aha, ok. Eu de asta zic, de asta cu banii rusești. Da, nu e far-fetched oricum, da, evident. Și așa s-a început cu asta cu noi avem
Exact cum noi avem, eram grânarul Europei. Da, noi, da. Știi? Asta, bineînțeles, a declanșat în mințile dacopaților naționaliști tot felul de chestii. Și după aia a fost foarte interesant, iar nu știu după aia termin, a fost foarte interesant când Simion a zis, mi s-a părut foarte drăguț aia și un skepsis bun, când a zis Moldova e a românilor. Da, pe asta a fost Simion, pe asta a ajuns în politică. Pe de asta zic că înainte de discursul cu Moldova e pământ românesc, a fost asta cu Uniunea Europeană. George Simion făcea activism for motherfucking real, zic. George Simion făcea activism în Republica Moldova cu mult înainte de aur, de 10 ani deja. Adică, bine, eu zic... Simion a fost cel mai vizibil la protestele alea cu Basarabia în România. Aha. Simion a pornit toată chestia aia cu Basarabia în România și el de acolo are capitalul ăsta politic. Uh-huh. El mergea în Moldova, se bătea cu ea, se bătea cu garda prin Republica Moldova. Adică ăsta de aici și-a luat, de aici și-a luat aportul politic. Da, nu știu, America, Rusia, I don't fucking care, sincer. E doar... Nu știu, mi se pare că aur e așa un comentariu foarte... Știi cum ziceam și cu PSD-ul și cu babele care votează PSD? Mi se pare că e un comentariu social foarte... Foarte așa, in your face, asupra României. Că, din nou, oamenii aia care și-au votat aur nu sunt niște nebuni. Sunt niște oameni ca mine și ca tine pe care îi vezi pe stradă. Șor, sunt aia dacopați și la de îi vezi pe internet. Aia nu sunt 10% cât a luat aur. Aia nu sunt 10% în populația țării. Sunt mulți oameni tineri care noi așa s-au săturat de oameni care nu fac nimic în Parlament, care s-au săturat pe modelul USR-ului, că de-aia ziceam că au furat foarte mult din tacticile USR-ului. S-au săturat de corupție, s-au săturat. Și noi așa, fix pe modelul, cum ai zis și tu, trecut, cu liderul de partid și cu la, acest bărbat puternic, George Simion, va scăpa țara de hoți. Lucru pe care el și încearcă să-l facă cu asta, cu toate ieșirile astea la Parlament și cum se duce să-i bată pe aia și să se ia la bătaie și să la. Încearcă să-l facă cu tentativa de asasinare de la Timișoara, de a-i dat cu cerneală pe față. Da. Mi-a plăcut. Da, a fost foarte fericit în momentul ăla. Eu am văzut doar o poză și mi s-a părut că era... Mi s-a părut fanii că toate conspirațiile, nu că domne, că am scenat-o! Mhm. Că de ce, ce beneficiu ai avea? Adică ar fi mult mai eficient să te înjunghie cineva, nu să te stropească cu... Păi da, dar e cea mai... Da, iarăși, dacă e să plecăm pe conspirații, e cea mai light metodă de a fi iarăși peste tot nu, cu numele... Nu, mi se pare că simbolistica Cernelii în față, Emil Constantinescu, nu e o simbolistică cu care vrei să te asociezi ca lider puternic care vrea să pună... Pentru că tu știi simbolistica asta, dar foarte... 80% din români care nu știu asta. Da, nu știu. Eu sunt om, eu sunt om de comunicare. Mi se pare că e imposibil. E iarăși discuția despre bulă, știi? Da, e imposibil să ai ca chestia aia să fie o conspirație. A fost unul care a dat cu cernelă în față. Ce mare, știi? Da, știi că PSD-ul, întorcându-ne un pic, PSD-ul avea ca discurs în ultima perioadă că nu mai era spre bătrâni. Era spre proști. Era spre, ia uite mă, ăștia ne fac cu noi proști. Ah, da, în ultimele zile ale lui Dragnea și prostul n-are drept de vot. Da. Știi, mai știi că erau imaginile alea foarte triste cu Congres PSD, aveau ei o etalare din asta de putere. La lui Ponta sau ăsta lui Dragnea? Nu, la Dragnea. Da, ăsta unde a fost în alb. Da. Așa, și înainte de ăla mi se pare că au mai avut unul. Da, au mai fost. Deci au avut așa un șir de... și erau oameni acolo care exact asta spuneau pe gură. Ziceau, dar ce? Dacă eu sunt de la nu știu ce sat, eu n-am... Păi eu votez, bă. Dar n-au dreptate? Păi asta e, n-au dreptate. Și nu ți se pare că și genul ăsta de atitudine pe care un pic USR-ul a avut-o chiar mai mult... Că e elitistă. Elitistă. Da, clar, 100%. Și de a arăta cu degetul și de spus prostul. 100%. 100%. Ca după aia să meargă în parcuri. Pentru că a fost iarăși foarte trist în momentul în care vedeam pe Barna prin parcuri. Că nu știe să vorbească. La fiecare ieșire. Aia zic. Adică în momentul în care mergi, tu tot la oamenii ai ajungi. Vezi că arăți cu degetul și spui prostul, dar după aia tu tot în parc spui... Luați vă rog frumos pliantul. La oamenii de la țară și pula mea și ăștia de la oraș erau aia deștepți și ieșeam parcuri în oraș, că evident nu-l vedeai pe Barna să meargă prin Noroaie pe la Tâncăbești. Nu, corect, dar în parcuri pe cine găseai? Da, corect, pe aia corect. Care stau pe net? Corect. Nu, găseai moșii aia, exact cum a fost faza aia cu
moșii aia care jucau șah. Da, 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 de la ăla la... Da, 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 și l-au luat la pulă și mai era ăla de i s-a făcut rău, săracul. Da. Și a fost această... Aoleu, i s-a făcut rău. Și după aia când au plecat, că acolo în pula mea fuți totul. Și când au plecat și tot erau filmați. Și ăla care era în dreapta lui Barna a zis, moșul ăla i s-a făcut rău. Băi, băule! Băi, băule! Cum da, da, pizda, mătii! Da, i-am criticat chestiile astea public, în, deși nu se crede, dacă critici public, ești dat afară. Da. Păi așa era, da. I-am criticat întotdeauna public toate atitudinile astea și fix pe... Știi că asta era, adică discursul cumva în partid era, asta trebuie să prindem, Orbanul, punct! Știi? Urbanul, punct, ei își făceau filiale prin toată țara, prin ala, aveau filiale în tot felul de sate și la ala și ei vorbeau doar cu targetul, aia că nici măcar nu vorbeau cu tot Urbanul, vorbeau cu targetul corporatist, super educat, super exact. La ala. Da, eu n-am fost niciodată de acord cu, na, cu atitudinea asta și cu tactica asta de comunicare, care e proastă inițial, tactica de comunicare. Sunt niște oameni extrem de, mă, sunt niște oameni pe care îi respect și care sunt buni în meseria lor la comunicare, dar nu se din aproape totdeauna, dar ăia care trag de fapt sforile și zic că asta e ok, asta nu e ok, sunt niște incompetenți. Dar nivelul ăla de om care a fost prin agenție și a cărat dosare 2 ani și a ajuns șef la comunicare, știi? Păi și cum îți explici că oamenii ăștia totuși au ajuns în conducere fiind... Eu nu-s Moștean, mai exact, de la el mă refer. Fiind ăla de a candidat după la... Nu știu cine. Dar fiind atât de mulți oameni ok despre care ai vorbit... Și știam și eu, de exemplu, eu știam în Focșani, exact cum ai zis, că ei n-aveau în provincie. Și în Focșani, de exemplu, era un tip foarte deștept, care candida, care terminase colegiul Unirea și știam, era un, tot așa, școlit în alte țări, un tip foarte deștept. Și... cum crezi că au ajuns ăștia incapabili să fie în conducerea partidului după aia? Păi au fost primii la masă. Au fost primii la masă când s-a format partidul și pe urmă fiecare cu... Adică ăia care au fost... Deci clasic. Clasic, da. Dar așa e cam în toate formările naționale. Așa e cam în toate formările de grup. Și oricum în USR mai era o democrație de-asta internă simulată, știi, în care se mai vota, se mai la... De multe ori nu părea să aibă vreo valoare, dar mai exista. Și toți ăștia din jurul lui Barna au fost primii care au fost care au zis da șeful în primele zile. Adică ăștia de-i vezi acum că sunt năsui, ăștia de sunt prin jurul lui, au fost aia primii care au zis... Eu nu mai știu pentru că m-am rupt, deci după toată faza cu dezamăgirea totală, eu, nu, eu acum nu mai uit absolut deloc pentru că nu, mi-am dat seama că am provocat doar nervi și nu... Și după aia vine întrebarea asta, apropo de educație civică. La un moment dat va trebui să votăm. Da. Chiar mai mult. Eu. Și e pentru prima oară când sunt complet... Pentru că tu ai avut la un moment dat, tu ai spus o chestie de, apropo de da. Responsabilitate civică, da. Că domne, you gotta... Și eu am spus exact același lucru. Uh-huh. Dar da. Cred că amândoi l-am spus în același da, moment. Exact, da. Când exact. Aveam senzația că... Da, e pentru prima oară când, știi, vorbesc cu, după chestia asta, pe, știi, de educație civică, la în care nu... Știi, nu pot să zic, nu ieși la vot, dar în același timp nu pot să zic votează USR. Adică... Clar nu. Votează ce crezi tu, men. Pe asta zic. Majoritatea dintre aiștei noștri vine că o să voteze USR, dar nu mai pot să mai zic. Adică e ceva... Când îl văd, eu îl urmăresc, îi fac hate watch, cum s-ar spune, lui Claudiu Năsui. Claudiu Năsui a fost ăsta, a fost ministrul economiei și care e băiatul cu economia, el și Gagicăsa, care sunt băiatul, zic Gagicăsa că ea n-a avut nicio, nu vine cum o chemi, n-a avut vreo funcție până acum. Sunt ăștia pe economie din USR. Mm-hmm. Te cași pe tine de râs, adică efectiv, cu Dalea, fix discursul patriot american atras la România, unde nu funcționează cu... Ne trebuie mai multe joburi, corporațiile să vină să facă joburi, să tăie mai mulți bani de la pensii și de la spitale ca să facem mai multe joburi. Știi care e la aia cu salariul, cu fără impozit pe salariu minim? Nu știu, banii aia apărând așa din neant, nu de parcă o să-i taie de la sănătate și alte chestii. Sistem de sănătate care și așa e în paragină că toată lumea își face la privat acum. Mă rog, și cu liberalizarea pieței de energie și la ala.
Și când îl văd pe ăsta, nu pot să zic, man, nu pot să zic. Când văd că sunt unul dintre liderii din USR, eu nu pot să zic, votați USR, nu mai pot să mai zic, îmi pare rău. Dacă vreți să vă căcați pe voi de râsul, mergeți pe Claudina să-i pe Facebook. E un deliciu. Păi și care e genul ăla de corporatist prea sigur pe el, care zice toate căcaturile din lume, dar căcaturile astea, știu, care au fost... Știi, de le cauți la un Google și îl găsești că... Păi mi se pare că în USR e deja o meteacnă asta. E... Păi și care e opțiunea? Pentru că se ajunge la ce s-a întâmplat acum ani de zile, când era aceeași problemă de asta cu votat rău mai mic. Mi se pare că lupta principală în România acum, eu susțin participarea politică, adică nu o să zic niciodată, da, nu te duce la vot, aia e, avem ce avem, pentru că nu e așa, un guvern AUR e de 15 triliarde de ori mai rău decât un guvern USR, fie că ne place sau nu. Vezi? Deci are jocul mai mic. Da, din păcate da. Cred că lupta principală este ce a încercat și USR să facă la început, și anume să scadă numărul de semnături necesare pentru înființarea unui partid nou. Să apară, știi, ONG-uri care acum chiar mai se ocupă de chestii. Acum ai 100 de mii sau cât e? Bă, nu le mai știam la un moment dat, e mult. Nu, 100 de mii la... 100 de mii la parlamentare... ca să candezi tu, pe persoană fizică. Ah, da. Pentru partid e mai mult, e 250, nu mai știu, nu vreau să mănâncă, că le știam la un moment dat, nu le mai știu. E enorm, adică e mobilizare națională, e absolut imposibil să strângi într-un singur oraș. Oricum n-ai voie să strângi dintr-un singur oraș, e ca la fără penal în funcții publice. Deci trebuie să strângi din toată țara, un număr de și la. Și fără penal în funcții publice a fost când USR-ul deja avea o oarecare infrastructură. Și da, e ca să poți să faci referendum, mă refer, ca să poți să zi. Să obligi Parlamentul să scadă numărul necesar de semnături ca să faci un partid nou. Cred că o infuzie de partide noi, chit că sunt de stânga, chit că sunt de centru, chit că o infuzie în general de partide noi ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla pe scena politică actuală. Numai că ne întoarcem la ce ziceam, știi? Așa, sistemul nu vrea să... Sistemul PSD, PNL și cine mai vine acum, în mod evident că nu vrea să te lase să faci partide noi, să le mai fur lor încă 3%, încă 3%, încă 3%. Deci crezi că asta ar fi o soluție? Cu cred că asta ar fi singura soluție în peisajul de sânge actual. Nou. Sânge nou. M-aș băga la sânge, vrei să te mint? Ai vrea să... Că asta chiar voiam să te întreb. Că pare problema că... e că nu prea e cum. Mi se pare că suntem într-un stadiu atât de târziu al tot, al influenței, cum ziceai și tu. Tu simți asta, da, la vârsta ta? Se pare că e așa... Adică vezi doar negru? Nu văd doar negru, nu-s dumă, adică nu sunt pe zona aia de n-are doar ce se întâmple bine, numai că nu cred că ar putea să funcționeze, știi, o revoluție. Adică mi se pare bine, că... Da. Pentru că noi așa suntem, nu se mai moare de foame, nu mai mor de foame ca la 1930 ca să faci revoluții. Și mi se pare, știi, că e greu să aduni o masă importantă de oameni, mai ales când majoritatea mesei de oameni e în diaspora. Ăstora care, știi, ar fi vrut să aibă aici un trai decent, unde se poate să pună osul la treabă și să... pe toate palierile. Adică 5 milioane de oameni de forță... Tu știi, cred că tu știi cel mai bine, că te duci în Moldova și nu mai găsești bărbați sub 40 de ani pe stradă. Mă rog, între 20 și 40 că sunt toți la muncă în diaspora. Da. Da, e foarte complicat. Noi, eu am văzut asta la show-uri, că era foarte... tristă treaba, mai ales că aveam, la un moment dat, aveam un material cu tentă politică. Bă, și erau îndurerați oamenii, mai ales că din cum plecasem la show-uri în afară și făceam în primele show-uri în restaurante unde se făceau nunți de obicei și botezuri și îți dai seama că era altfel de public. După aia, când am ajuns la săli mari și căpătase și stand-up o notorietate, așa, veneau oameni din ce în ce mai, nu știu cum să le zic, cu bun simț. Hai să zicem că asta era trăsătura principală. Și bă, erau, adică efectiv plângeau după show, la poze și așa, și îmi ziceau de cât vor să se întoarcă în țară. Aceiași oameni care stăteau la cozi atunci să voteze rău mai mic. Da. Eu nu, da, voiam să, dacă am părut dumăr, dacă am părut, în niciun caz, nu-s deloc, dar cred că un partid ca USR nu-și mai poate reveni și cred că singura soluție e asta, să vii ori cu un, mi se pare aproape imposibil să formezi un partid care să unească o masă atât de mare de oameni în România actuală, unde
Știi, s-a liberalizat piața de energie, ți-a crescut factura cu 300 de lei și încă n-a ieșit nimeni în stradă. Adică, mi se pare că la nivelul ăsta de unde ai fost băgat atât de tare cu nu se mai poate întâmpla nimic, nu se mai poate, mai bine plec din țară, mi se pare că e greu, știi, să vii cu un partid ăsta, știi, revoluționar electoral. Eu aș vrea, mi-ar plăcea să vină un partid care nu e așa cu niște politici de stânga, să poată să mai aducă înapoi din tot dezastrul ăsta și economic și social și cu sănătate, cu educație, cu tot, cu tot. Aia, eu de aia de stânga. Îmi place să existe bani, coaie. Să existe bani în sănătate, să existe bani în educație, să existe bani dacă te calcă mâine mașina și să nu mor de alte infecții prin spitale și așa mai departe. Mie de aia, eu de aia de stânga. Nu-mi place să vină corporația Regina Maria să zică: "A, te-a călcat mașina? Nașpa, coaie. Cât ai pe tine?" Da, mi-aș dori foarte mult să existe un astfel de partid. Realist vorbind, mi-e greu să cred că o să existe și să aibă infrastructura necesară să devină un partid mare, pentru că nu e așa principalul blocaj ăsta cu semnăturile. Dar tu crezi că dacă ai intra în ora politică, nu o să te tragă absolut nimic? Adică? Stânga-dreapta? Păi, ce să mă tragă la ce trebuie? Tot fel de căcaturi, exact cum oamenii ăștia au fost viciați. Da, nu, politica e absolut oribilă. Adică ca om care a văzut, am stat și prin parlament, și prin grupă. Mă, e... Holy fuck, e... Nu, mă scârbește complet, I hate it. Mi se pare că trebuie să fie... Știi că era un studiu care zicea că majoritatea oamenilor care ajung CEO sau în poziții astea foarte înalte prin corporații sunt de cele mai multe au tendințe psihopatice, dar nu zic psihopat cum e termenul înțeles la noi, că ești nebun de legat. Zic tendințe psihopatice în sensul ăsta, că nu prea ai empatie, că nu prea ai mult respect, așa. Și așa e și, mi se pare că așa e și în politică. E greu să ajungi la un nivel de ăsta foarte, să te placă foarte mult, să poți să ajungi la, să te cațe pe scara puterii fără să ai o doză asta de psihopatie în tine. Și eu sunt fix, nu zic că n-am tendințele, zic doar că mă scârbește de tare că nu pot să interacționez deloc. Și de asta cumva m-am lipit și de niște oameni care erau mai din zona asta empatică, din zona asta care vreau să ajute mai degrabă oamenii în general decât corporatiștii, să le mai dăm niște să mai tăiem niște impozii de la IT-iști și așa mai departe, care au cele mai mari salarii din România. Și ca dovadă, toți oamenii ăștia au plecat sau au fost dați afară din USR, tocmai pentru că n-aveau nu puterea, ci nesimțirea, dar zice: "Dă-te, bă, morții, măti, că plec cu sacul de voturi acasă, mă cac pe democrația ta internă." Locul pe care l-a făcut Barna. Deci asta e for real, asta cu voturile? Mogogles, da, adică sunt, au fost, da, da, mogogles, da. Nu pot să zic că n-am fost de față, nu pot să zic, da, așa a fost, dar majoritatea oamenilor care au fost acolo a fost tot asta în care... Mă, sunt foarte multe astea, mizilicuri din astea care s-au întâmplat și care l-au adus pe Barna unde a fost înainte de alegerile prezidențiale, unde s-a făcut de râs. Dar da, a fost tot asta cu număratul greșit de voturi, au mai fost de astea, știi, omul a pierdut alegerile prezidențiale și cam toată lumea zicea: "Bun, păi am văzut care e părerea poporului, mai lași tu pe altcineva președintele USR?" Nu. Și s-a făcut, s-a votat. Nu. Pentru că modul lui de angrenare a oamenilor a fost ăsta, pe sclavăgism, tu ești sclavul meu, sunt sclavul tău, și a adunat o bază destul de mare, lucru care e bun cumva în politică, nu în modul lui, dar e bun în politică, a adunat o bază destul de mare de oameni în partid, a făcut și o extindere masivă Barna în partid, tocmai ca omul când vine în partid să zică: "Da, să trăiesc, domnul Barna, cu dumneavoastră sunteți." Și au intrat cu 10.000 de oameni în partid când era Barna și când Barna era steaua de pe cer. Și în mod evident că oamenii care au intrat datorită conducerii lui Barna în away, și așa au rămas. Nu ți-e târșă că o să fii după podcastul ăsta călcat de o mașină neagră? Logan, că îți dai seama, nu-și permite Barna, OSR-ul. Barna e un băiat care a tras pe dreapta fondului european, un ultimul terminat care... Ok. Care zi... De domnul Ghinea mi-e mai frică. Domnul Ghinea, care e șeful lui Barna. Domnul Ghinea, care e la... Nu, domnul Ghinea stă mai în umbră așa, dar el era liderul adevărat al USR-ului. Barna era așa... un băiat... Cine e domnul Ghinea? Stai așa, poți mă piși repede? Da, nu! Și ce pula mea fac? Cine e domnul Ghinea? Mă gândeam că la câte subiecte astea am abordat și câte hot take-uri am avut, ce o să fie în comentarii. Știi că ăștia fanii, ăștia USR-ul lui Barna sunt, doamne, să mă bată mama. Dă aia cu amenințări, cu moartea, cu... Așa-s toți. Te-ai luat de Barna, salvatorul României. Așa-s toți.
Da. De domnul exemplu Cristi... asta cu Nicușor Dan, unde eu, apropo de cât e el de să salveze Bucureștiul, să mă bată mama, de când e, eu nu, când era Firea, eu înjuram non-stop. Da. De când e Nicușor Dan, nu mai înjur, că mi se pare că nu am pe cine. Adică mi se pare că e un tip, din câte am aflat, cu un soi de autism așa, din ăsta... Nu cred că e... În fine. E un băiat. E un om care... Da. Trebuie să fie... Așa e el. Da. L-am cunoscut, așa e el. Pur. Da. Omul nu știe altceva, adică... Adică e rău, e rău în continuare în București, e rău, rău. În același timp, e greu și nu e greu, e imposibil să faci schimbări majore. Eu sunt, adică am văzut niște proiecte ale lui, nimeni nu vede proiectele lui, pentru că nu e așa, are prezența pe care o are. Are niște proiecte bune, dar și eu mă așteptam la niște chestii mai drastice, cum a fost cu măritul parcărilor, știi că era 7 lei pan, să parcheze în București, ceva insane, 70 de lei pan. Și eu mă așteptam niște chestii mai dure, mai... Na, care să... Din boala asta lui cu Bucureștiul și cu cum schimbă el, și eu mă așteptam la niște chestii mai radicale. Dar da, nu le-am văzut. Cine știe, poate până la... Știi, și aș fi rămas un soi de regret că... Un soi de... M-am exprimat greșit, dar în fine. Eu, ca idee. Când a zis Firea că... Știi că voia să creeze zonele exact cum e în Londra. Yeah, centru, zona 1, după aia zona 2 și așa mai departe, și taxă în funcție de fiecare zonă. Care ar trebui să se întâmple, da. Care ar trebui să se întâmple, da. Sau măcar, dar infrastructura, pula, nu mai schimbă nimeni, că e... Nu, trebuie să dărâmi... Nu, să știi că nu e de schimbat de infrastructură. Eu am așa o mică, mică pasiune pentru chestia asta de urbanism și de la ala. Adică mai la documentare, la chestii pe YouTube, la la la. Și toate capitalele europene, Amsterdam, care nu e așa, e cea mai bicicliști la ala, Amsterdam în anii 70 arăta ca Bucureștiul, vai morții săi, cu patru benzi de mașini, bară la bară, cu la ala. Și prin politici, care n-au avut foarte mare treabă cu infrastructura, dar prin politici destul de radicale la vremea aia și destul de radicale pentru șoferul din București, nu e așa, poți să faci un oraș locuibil atât pentru cetățeni cât și pentru oameni care vor să se deplaseze în... Mă rog, pentru oameni care vor să se deplaseze și pentru oameni care vor să respire aer curat, basically. Exact ce zici tu. Zonele, parcările mai scumpe și toată lumea zice asta cu domne, dar nu e transportul public destul de bun. Da, men, deci cum vrei să fie transportul public destul de bun dacă tu stai unul în mașină, domnul de mașină la domnul de oameni? Normal că niciun politician o să vină să zică da, de mâine schimbăm totul, toată lumea merge pe jos și cu bicicletă. Normal că o să piardă, o să mai aibă 1% zi, preferință de vot. Da. Și eu mă complac în chestia asta. Păi da, asta e că e și greu să nu te complaci. Adică nu acuz șoferul bucureștean că nu lasă mașina acasă și să urcă pe bicicletă ca să moară la prima intersecție. Zic doar că e ușor să te complaci. Nefiind... Dar lasă să mor la prima intersecție. Gândește că aerul ăla bun pe care îl tragi în plămâni. Eu merg pe Victorie, cu toții mergem aici pe Victorie, 20 de minute și asta, da. Mă respirăm păcură după. Când te ștești la naș și iese negru, așa? Da, efectiv, da. Ziceai că am mers cu bicicletă. Da. Și singura soluție nu e așa. Politicianul care vine cu măsura radicală. Că nu vii cu măsură, cu toate măsurile radicale, ok, poți să înțeleg asta. Și da, vino, taie în București un două, fă Victorie pietonală, fă... Na, uite, de exemplu, s-a făcut metrou în drumul Taberei, nu că nu merge nimeni cu el. Bă, un om ne-i în metrou. Măi, merge în metrou în drumul Taberei și la ore de-astea full, când se întoarce lumea de la muncă, nu e nimeni. Bă, nimeni. Sunt adică șase deja, oameni pe vagon. Deja oamenii aveau mașinile, s-au obișnuit cu... Și mă mai enervează, asta e, eu am boală pe... Adică înțeleg de ce ești șofer, înțeleg de ce te complaci, pot totally understand. Și eu merg cu Uber, pot să înțeleg. Bă, dar sunt ăia cu aia. Să mai facă, domne, parcări! Să facă parcări sus, pe bloc, îl bag la tine în apartament. Și sunt cartiere, dar astea am copilărit în drumul Taberei. Sunt cartiere ca drumul Taberei, care, cum au fost ele concepute, erau foarte înghesuite, vai morților, cu aleiuțe, cu copăcei, cu ala. Men, unde efectiv nu ai loc, eu știu drumul Taberei ca în palmă, men, nu ai loc, să nu ai unde. N-ai unde să faci parcări, ci să, păi să ne facă parcări. Știi, și în aceeași timp, sunt orașe de 15 ori mai micuțe și mai Paris. Londra și mai micuțe și cu benzi mai puține și la care uite că poți, uite că se descurcă. Da, e și o chestie de
trecutul timpului, că dacă te uiți în jur, cam așa sunt toate țările din zona asta. Mă, toate țările cu nivelul ăsta de dezvoltare economică, I guess. Deci cine e domnul Ghinea? Domnul Ghinea este unul dintre oamenii care a fost de pe la început în USR și care a, la primele, cred că, nu vreau să mă rog, la primele alegeri europarlamentare la care a participat USR la începuturi, a prins un loc de europarlamentar, numai că, adică, da, era la Bruxelles la ala, dar cumva controla și partidul One Way or Another după plecarea lui Nicușor. Și cumva, cam ăsta era raportul de putere. Toată lumea din USR care era implicată în, nu știu, rangurile astea mai superioare puțin, gen cu, care mai vorbea cu parlamentari, care, toată lumea știa că, că domnul Ghinea trage sforile. Acum, da, acum nu mai știu care e situația. M-am deconectat complet din 2020 încoace. M-am deconectat complet de la... Ce background are? N-aș ști să zic. Tocmai pentru că nu prea să făcea public. Adică nu avea apariții publice, nu avea... Adică era destul de... E un alt băiat cu background ăsta la... Securiști. Îți place mult asta. Dar hai să facem securiști. Hai să facem un partid de securiști. Păi de eu nu sunt. Dar te branduiești. Nu, dar te branduiești așa. Eu partidul nu sunt. Da. Partidul securiștilor. Ca la masoni. Okay. Eu nu sunt, da. Silviu. Bine, frate. Ce-mi place asta. Mușcătura a șarpelui. Da, ce-mi place asta cu frate la masoni. Mhm. Uh-huh. Eu cred că ar prinde un pic asta cu Partidul Securiștilor, cumva în cine are încredere. Na. Da, dacă pornești din start de... Adică să pornești din start cu puterea, știi? Da, și să n-aveți încredere în noi. Plus că... Bă, la cât s-au milogit partidele din România de tine să-i votezi, să moră, că ceva pe psihologie inversă n-ar merge. Nu ne vota, suntem, o să ducem țara în paragină și toți așa din diaspora, da, da, te mori. Da, da, da. Și așa. Aduceți-mi rudele aici. Da, da, asta mi-a zis, așa mi-a zis, ne va să cu copilul aici. Da. Mie frică în București, sunt absolut terifiat, una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare frica mea, cu tremurul meu. Când o să vină cu tremurul în București. Eu nu mai merg cu maghierul. Băi, e atât de ciudat, eu știu că asta cu vârsta e, mi se pare că de la un timp nu mai e nimic. Nu mai e nimic notabil cum era pe vremea mea, pe vremea mea, căcat. Adică dacă eu vorbeam la 25 de ani cu unul de 35 de ani, era o... Mi se pare că era o prăpastie enormă acolo, okay. Știi? Lucru care mi se pare că nu mai e acum. De acord, adică, da. Dar mi se pare incredibil că tu la 25 de ani, pentru că n-am cum să nu mă gândesc cum eram eu la 25 de ani, ai, pe lângă faptul că ai preocupările astea, ai informațiile astea, ceea ce na, e natural. Să mai dacă citesc cât un articol pe net, adică nu e cine știe ce aprofundare. Dacă ești un om curios, da, e normal. Da, ai zis foarte bine, da. Sunt un om curios. Dar e ciudat citesc... că ești bătrân în suflet. Asta îmi place foarte mult. Ești bătrân în suflet. Am 26, ce de un 25. Iartă-mă, 26. E de că am și început mai devreme în lumea asta. M-am angajat sper de vreme și la... Dar, nu știu. E greu, mi se pare că e greu să tot fii curios, să citești chestii despre alte chestii și să rămâi cu optimismul ăsta înfloritor. Cum să zic? Da, ce, da. Normal. Bitcoin, foarte frumos. Normal. Dar ce dacă nu moare planeta? Da. Nu vrei să faci bani? E, acum și mașinile electrice. Știu că l-ai avut invitat pe Dobrincu și mi-a plăcut foarte mult un citat de-a lui. Chiar prima a fost la podcastul. Prima, da. Mi-a plăcut foarte mult un citat de-a lui de la un show de ăsta de pe YouTube. Îi zicea o fată că e vegană și zicea, ce, ești, cum e vegan, ești prost, nu știu. Și a zis, a avut acest citat, mi-a plăcut foarte mult. Ce mă interesează să spun de salva planeta, că eu mor în 100 de ani. Și mi-a plăcut. Știi, adică că, asta zic, optimismul, na. Bă, Sebastian, eu am tot auzit chestii după podcastul ăla. Mie, eu n-am, nu știu cum să zic, n-am făcut niciun research în momentul ăla, nu știam. Păi și m-ai chemat așa și tu ultimul securist. Și da, și mie mi se pare în continuare un om capabil. Și mie. Și mi se pare că nu-ți trebuie să fie niște adevăr acolo în pizda măsii, că n-are cum, că am auzit și chestia cu asta cu banii și cu, sau cu banii și cu asta din Silicon Valley. Man, eu am o singură întrebare. Eu m-am mai uitat pe stream la declarațiile. Dar tu de ce nu-l chem? De ce nu vrei să... Pentru că nu... Eu în general nu... Adică...
Nu vreau să fiu o confruntare, tocmai pentru că eu tratez chestia asta ca un outsider. Eu sunt un băiat care deschide internetul. Nu e chiar așa. Nu poți vorbi așa despre tine. Că nu ești doar un outsider, ești un om. Păi nu, așa vreau să mă păstrez, adică nu vreau să intru, știi, uite ce faci tu, știi, să mă iau pe unul la întrebări, ia zi băi, de ce ești așa? Adică e un om care face niște declarații. Așa am zis, așa păi ți-am zis. Dar gen să avem dialogul ăsta și să stau cu un om 2-3 ore la masă și să stau să, știi, să-l deslușesc la ala. Și nu vreau să fac chestia asta, zic de ce, pentru că oamenii despre care vorbesc întotdeauna sunt persoane publice care fac niște declarații publice și atunci... Eu mă ghidez după declarația și n-am fost niciodată destul de curios de cineva încât să stau să, știi, să-l chem pe Dobrincu, ea arată în contul din bancă coaie. Ea arată că mașina aia nu e pe leasing, știi? Da, asta adică... Asta-i face? N-aș face asta, dar dai seama că dacă dubiu meu e în zona asta, eu ce pot să-i zic lui ăla? Dar îi pui două întrebări înainte. Cafea? Vreau? Da, așa. Ea arată și mie pula. La ce bancă ești? Ala, am zis și eu, ia, dă să vă... Transferă și mie 300.000 de dolari să ți dau înapoi, da. Mie, m-am uitat la astea lui Dobrincu și zicem, da, sure, e un băiat care știe să codeze, care ala, dar, unul mi se pare foarte funny, povestea lui de Rags to Riches, el fiind la cel mai bun liceu privat din București, unde e taxa, nu știu, 3.000 de euro pe an sau ceva, asta o dată, și a doua cu asta, cu startup-ul miliardar din Silicon Valley. Și gen, se pare fain, știi, că gen, ai un startup unde faci milioane și milioane și colaborezi și la, și te muți în România după un an. Na, nu știu. Acum eu nu zic, poate are bani, poate și-a făcut banii, poate nu știu. Dar știi, mi se pare fain, așa, că te uiți, se uită un om în ochii tăi și zice, da, am startup de succes, sunt un geniu, sunt la, și pe urmă te uiți că, și gen ai stat gen un an acolo și apoi mai venit în România. Bine. Da, măi, și zici, mine, care business-uri acolo care funcționează singur. De la sine, pasiv. Da, așa funcționează Silicon Valley. Și Bill Gates, la nu, fel. Nu în Silicon Valley. Nu, păi cum nu? Acolo zicea că are. Nu, acolo a vândut startup-ul ăla. Mă rog, e funny. Uite, uite, asta e chestia la mine. Eu iau partea amuzantă din toate chestiile astea, știi? Adică nu vreau să aflu adevărul despre Sebastian Dobrincu. I don't care. Mi se pare doar funny, știi, cultura la care se actiază, de asta, de copilul, mor de foame, da, prodigy care a devenit cel mai milionar și la, și mi se pare funny, știi, și mi se pare funny repercursiunea, știi, că sunt atâția oameni care zic, uite, bă, ce geniu avem, Einstein, și pentru mine e funny, nu știu, îmi place să mă uit la chestia asta ca și cum, de asta ziceam, de outsider. Eu sunt un băiat care stă pe canapea, adică mie așa mi-a venit ideea să fac toate chestiile astea, că stăm cu prietenii mei, râdeam la niște chestii, scoteam niște glume și niște comentarii și niște la, care erau funny între noi, ne-a plăcut și am început să facem și asta gen cu o cameră în față, adică nu e vreo mare filozofie. Și asta e chestia pe care vreau să o păstrez, știi? Înțeleg. Sunt un băiat care stă pe un scaun, să uită la cei prezinți, tu, aplaudat tu cu mâna ta, zis de tine cu mâna ta, da, adică nu te caut în cursă, și comentez chestia pe care o văd în față, adică nu e vreo mare filozofie, nu-s vreun mare... Înțeleg, de la un moment dat se traduce în hate treaba asta. Din păcate, da, dar eu n-am... Eu nu consider că am, cum să zic, jignit pe cineva vreodată, știi, la modul ăsta, să zic, bă, Sebastian, domnule, minte, e ultimul săr! Nu, cred că știi, problema adică... e la râsul tău. Că râs cu atâta poftă, da, de chestiile astea. Îmi place. De... Mă distrez, știi, pe internet. Știi cum ești? Ești exact copilul ăla din școala generală care, în cazul meu, să zicem, e gras. Știi, și în momentul ăla, fără să vrei, ți se trigăruiește în cap, dar stai mă, dar ăsta e hate? Eu eram ăla care zicea că sunt gras în școala generală. A, deci la tine... Eram și bullied, dar eram și copilul problema al clasei, în același timp. dar în același timp n-am, adică... Am mai făcut cazuri de bullying, niciodată n-am făcut bullying de ăsta, gen, pui, ești gras, ești prost. Păi nu, dar tot adică e... Adică n-am avut niciodată chestia asta în mine de, știi, să... E doar o... Faza e că în state... Nu că sunt 100, sunt 500.000 de oameni care fac cam același content ca al meu, știi? Și acolo e o chestie normală că, nu e așa, în orice cultură există niște oameni care ori sunt contra cultură, eu nu mă consider neapărat contra cultură, sau sunt comentatori acelei culturi, da? Adică eu nu vreau, știi că zice asta, să faci tu ce faci el, dar eu nu vreau, știi? Nu vreau să fac vlog daily, căcat, whatever, eu vreau doar să stau să mă uit la ceva care mi se pare funny mie și prietenilor mei și acum iată unor mii de oameni, adică
Păi asta, adică nu e o chestie aici, mai complicată cred de atât. Că aici e problema, la virgula asta, problema e, e o extensie a lucrului pe care îl spui tu, dar pare că în mintea ta l-omiți. E faptul că sunt niște mii de oameni acolo, care la rândul lor, după aia, vor face mișto de persoana respectivă. Ok. Și după aia s-ar putea de asta să se traducă la un moment dat, să fie niște momente care se traduc în hate. Păi fiate, mi se pare că e o diferență enormă între actierea unei comunități înspre, împotriva unei persoane și doar chestia asta exterioară pe care o păstrez. Eu în orice video, în orice stream, o să vezi că, adică mă rog, discursul ăsta e valabil, general valabil la mine. Dar pe lângă faptul că nu fac acte agresive, la modul, nu jignesc, nu defăimez, nu mint despre persoana respectivă, nu invent. Bine, nu, Doamne ferește, nu zic asta, dar dacă eu eram doamna aia de la Case Bune, așa, eu după toate clipurile eu mă lăsam. De ce? Am făcut vreodată mișto de doamna Case Bune? Am făcut vreodată mișto de doamna Case Bune, te întreb. N-ai făcut mișto, dar ai făcut mișto de situația pe care o crea doamna Case Bune. Da, pentru că e un agent imobiliar care vrea să-mi vândă o dărăpânătură pe 500.000 de euro. Pe de altă parte, numai dărăpânături sunt în 85% din cazuri de vândut. Da, dar faci, știi, video cu producție ca să mă... Că problema e, nu e doar că îmi prezintă, problema e că îmi zice că, uitați, aici e cel mai frumos loc din casă și ai un WC uicat pe perete. Am văzut, da. Adică, dacă vrei, ura este către țeparii agenți imobiliari, nu către doamna aia. De doamna aia n-am zis niciodată nimica. Mm-hmm. Și fac, adică sunt conștient de chestia asta, că dacă aș zice ceva de doamna respectivă, aș putea să-i aduc un val de oameni care să o înjure sau să nu știu ce. Dar niciodată nu zic de doamna aia. Zic critic, în general, ce spui. Ce faci? Niciodată persoana în sine. Și o să vezi că de cele mai multe ori, bineînțeles că nu fac disclaimer-ul ăsta înainte de fiecare video, dar tot discursul meu este întotdeauna: men, nu vă duceți la omul ăsta. Nu știu, am văzut. Și niciodată n-am pățit, nu e așa că ăștia pot zice, păi, faci drept, nu știu ce. Niciodată în viața mea n-am avut vreun complaint sau vreun de-asta de oameni care s-au dus la alt om să-i... să-i zică ceva, să-i facă ceva, să-l jignească, să... Știu. Și tocmai pentru că atitudinea mea și modul în care expun toate chestiile astea nu sunt direcționate către persoană, direcționate către fenomen, către acțiune, către vorbă, către faptă. Niciodată către o persoană. Râs de un băiat, Loren Login, ăla cu Pick Up Artist, știi? Da. Am 15 video-uri cu el. Niciodată, decât poate în momentele în care era misogin pe față și zicea niște căcaturi de alea de cu toate femeile scurve și vor să mă, whatever. Dar niciodată, gen, nu am făcut mișto de cum vorbește, că e moldovean, că nu știu ce. Știi? Adică întotdeauna am comentat căcaturile pe care le zicea. Ziceam, da, meni, ești un misogin obosit că zici că toate femeile X sau whatever. Acum eu pot să înțeleg că tu ca om ești inconfortabil când te afli în situația de a fi criticat. Dar la adică... După aia se creează asta, se creează... Cred că pleacă și de la faptul că nu ne place să vedem un om care știe lucruri. Stai două secunde, gândește-te și la asta un pic. Ești un... ești în situația... E o paralelă foarte îndepărtată, dar ești în situația Sebastian Dobrincu de la primul, de la podcastul meu. Când el a primit niște hate acolo în comentarii, deci fără să se știe ce după aia se bănuiește, în fine, că nu cred că se știe ceva clar în momentul ăsta, așa, doar pentru că era un om care, bă, era clar că știe niște chestii, știi? Da. Și la tine s-ar putea să fie aceeași situație, pentru că tu pare că știi foarte multe lucruri despre foarte multe lucruri. Și în momentul ăla pare că intervine un soi de autosuficiență. Lasă-mă să termin. Așa. Pare că intervine un soi de autosuficiență pentru că tu în momentul ăla ești înconjurat de oamenii care te urmăresc, deci ești într-un soi de bol de cristal așa și... turn de cristal, de filde și înconjurat de oameni tăi așa, cu acest back and forward. Ca orice alt creator de conținut. Exact, ca orice alt creator de conținut, dar în momentul în care eu văd doar două minute dintr-un streaming de-al tău și văd de ale tale și văd pe tine care râzi și arăți cu degetul și comunitatea care adaugă,
Știi? De aici s-ar putea să vină ideea asta de hate și de, la un moment dat, de dublu standard, pentru că în momentul în care e vorba de empatie în alte discursuri de ale tale, pare că, știi, e o ruptură undeva. Am observat chestia asta, da. Da, sunt de acord, da. Adică mă consider o persoană destul de empatică față de lucrurile pentru care consider că merită să arunci cu empatie în direcția lor și critică când vine vorba de lucruri care le consider că merită criticate. Piața de imobiliare din România, unde dacă nu ți-i țeapă, n-ai acoperiș deasupra capului, apropo de asta. Și adică, și întotdeauna cred asta, repet, adică critic prin perspectiva omului care prezintă sau prin perspectiva omului care zice, critic mai degrabă un fenomen decât un, sau nu știu, cel puțin asta îmi place mie să cred și cel puțin asta, așa încerc să mă, știi, să rămân pe traiectoria asta, știi, și niciodată nu o să zic, știi, vreau să te critic pe tine că ai zis, nu știu, niciodată nu o să zic, bă, micuțule, e poros, mă nene, că e, poartă tricou cu The Office, că e poros. E că da. O să zic, cu aia ai zis un căcat, uite de ce e un căcat și uite de ce ești un nesimțit că ai zis căcatul ăsta. Atât. Și da, pot să înțeleg la finalul zilei de ce, exact cum ai zis și tu, că te uiți la două minute, nu ți-a plăcut fața mea, nici am o față foarte plăcubilă. Nu ți-a plăcut fața mea, te-ai enervat că am râs prea tare, te-ai enervat că am perle la gât și sunt de ăla. Normal că lași comentariu, pot să înțeleg chestia asta. Da, again, chestia se întâmplă tuturor creatorilor de conținut. Nu, e, păi da, și de asta dăm exemplu cu soacră, la noi fiind o chestie foarte nouă asta și eu ce fac, e o chestie foarte nouă pentru... Cum se cheamă? Ce nume? Ce ai zis înainte? Ai zis un termen și nu l-am auzit. Nu, nu ai zis un termen, ai zis că chestia asta e destul de veche în SUA, cu Statele Unite ale Americii. Așa, ok. Da, e destul de veche, oameni ca mine care fac ce fac eu cu critica asta, cu comentariul culturii de internet și la ala, e foarte veche. Și acolo este o parte integrată din... Pe cred că era de la... Contentul de pe internet. Dar aici, fiind cumva în faze incipiente, pot să înțeleg de ce omul nu vede ce fac eu ca fiind un amuzament și un comentariu și un... Exact cum ai zis tu, un băiat care arată către o chestie care îi se pare funny, râde ca prostul, mai suntem încă 10 care râdem ca prostul pe chestia aia. Eu o văd ca o chestie foarte nevinovată, dar ți-am zis, pot să înțeleg de ce... Da, în țara în care cultura YouTube e formată din Shelly, Dorian Popa, pe stand-up și încă trei canale pe care le urmărește și lumea. Și podcasturi, multe podcasturi. Nu... Pot să înțeleg de ce eu, care nu zic, știi cum se numește la un podcast de obicei de ăsta, de la Mihai Mor, de la Măguță. Mai dacă de interesant. Da. Adică pot să înțeleg de ce... Îți povestești istoria familiei și cât de nefericit ești de fapt. Da. De asta e, de fiecare dată asta e. Stai că eu sunt om trist. Eu cânt frumos, dar... Iar tu nu știi ce e în spate. Mi se pare mama că... mea... Noi aveam un... Iartă-mă, te întrerup. Aveam un exercițiu în un ATC, în primul an de facultate. Trebuia să intervievezi o persoană relativ apropiată ca să poți să iei din trăsături și după aia să interpretezi persoana respectivă în fața clasei, în fața anului. Și acum, na, fiecare s-a dus unde a putut. Bun. Și de obicei, iar o să se supere foști colegi, na, deja supărați. Și de la o grupă de acolo, erau foarte mult pe Hartfield, așa, și pe Hartfield și pe... chestii așa dramatice așa de soap opera și fiecare din ei venea și asta era foarte tare, deci imaginează-ți, asta era ușa și aici când intrai vedeai 60 de oameni și fiecare dintre ei intra și zicea anumite actorii și profesorii care erau în primul rând așa, mai ales cei de la grupă, zicea, da, las loc. Sau nici măcar la un moment dat nici nu se mai spunea luați loc. Deci era direct, intra personajul și zicea, anunțe actorii și stai să mai da. Și pac, se punea direct pe scaun. Eu mi-am dat seama de asta slava Domnului și am zis, anunțe actorii, da. Și m-am dus așa pe margine până în spate, că pula mea, de unde căcat știu eu, dacă e conceptul personajului, că eu urmez în fața oamenilor, știi? În fine, a fost o greselniță, o muială mai mult. Și așa era, de fiecare dată, se așezau așa. Spuneți-ne, cum vă cheam? Păi,
mă cheamă Sorina, mi-a zis să vin să vorbesc. Am zis random Sorina, nu e vorbit. Și mă cheamă Victoria Rafael și acum 2 ani a murit mama. Și astea erau toate interviurile de fiecare dată. Bă, se duceau, bă, era dansez pentru tine, da, să-mi apul ăla la un ATC. Mă, și cred că ne-a dăgăs acolo. Dacă mai eram cu un coleg. Era foarte, păi da, îți dai seama, eu cu Nicolae și eu murim o să eu cu Nicolae și cu Cortea, dacă nu râdeam. Bă, da, ce, și bineînțeles s-au supărat pe noi foarte mult, da. Bă, a murit bunica. Da, e. Și tu ce ai făcut? Eu am făcut un prieten din copilărie care era la SNSPA, dar am făcut un cal în pizdă când profesorul Marius Gâlea a fost bine până acolo, el fiind un tip foarte introvertit așa și un tip de care am avut grijă în școală că era bulit și așa, și am mers tot ok. Până când am fost întrebat la ce student? La SNSPA. Și Marius când le-a zis și aș fi găsit. Poți să ne spui, poți să ne spui, te rog frumos, de la ce vine SNSPA? Și s-a văzut în momentul ăla pula mea, știi, îmi spune pe pula. Dar mi-am dat seama că am fost idiot că m-am pierdut în momentul ăla, pentru că nici Adi nu știa. Am putut zici orice. Păi personajul pe care îl făceam, dacă nu pula mea, dacă da, nu mă, da, știi, dar da, m-a da, surprins da, momentul ăla de am făcut ochii clari, da, de iau tăl pe Cosmi. Futu-te-ai în gură. Nu știu cum, am intrat aici, până așa, da, mama să intru aici. Da, exact, aici, aici am dat la două. Aici am prins, aici am prins loc. SNSPA și la Politehnică. Na, că Politehnică știu. da. Da, da, asta e cu, mie mi se pare că și în cazul tău, exact cum e și în cazul meu, mi se pare că sunt oameni care clar te plac. Eu am mai întrebat așa oameni de diferite vârste despre tine. Și sunt oameni care clar te plac și sunt oameni care clar nu te suportă. Ceea ce mi se pare... Ca orice alt creator de conținut. Nu chiar, nu chiar. Mi se pare că e greu să fii în mijlocul ăla, știi, în care ești un om neutru și gri, în care toată lumea e ori te place, ori... nu știu. Mi se pare greu să fii acolo. Da. Mi se pare greu și boring. Adică e foarte boring, știi? Păi... Adică dacă tu ești la Shelly și la Dorian Popa și la gen... Stocări că de oameni care îi urăsc... de vine să vomite când aud de Dorian Popa, acocalar, bombardier, și o rică de oameni care iubesc, whatever, nu? Adică, they do entertainment. Și ei, na, asta vreau să zic, ei fiind undeva la un de-asta foarte neutru, așa știu, nu zic de politică, nu zic de pe social, nu zic de... Come on. Moralless. Ce că a zis Shelly că să e bună educația sau nu, ce? Nu, da, a avut Dorian niște scăpări din astea. A avut, da, da, dar nu mai știu cu ce țin minte, da. A avut cu... A zis că, da, 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 a zis că, a zis la începutul pandemiei că asta e... Pandemia cu podul, bă, da, după când s-a se vaccinat, bucura pe pod. Da, 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 să le dea Dumnezeu sănătate aleșilor locali din... Are, bă, da, na, are. Mie nu mi-a plăcut la... Da, uite, vezi că asta e, că gen la finalul zilei îți dai seama că nu e un element toxic sau ceva pentru comunitate. Da, na, mai are scăpările cât lui, timp? Ca orice om care face daily vlog și la ala. Cât timp ai în minte ideea constant că el este entertainer și el nu se marketează ca fiind da, vreun... Da, și ca entertainer poți să influențezi politic. Poți sau... să influențezi, adică... da, normal, da. Mi-am mai adus aminte de când a făcut reclamă la ceva site de pariuri, unde nu pariei cu bani, că aia se băga sub legislație, pariei cu monedele lor, acolo, la mișto, gen, pariei la mișto. Da... La audiența lui. Dar se pare că eu am făcut chestii greșite, așa? Că presupun că te-ai mai ajutat așa. Mă enervez să fac tare chestii. Îmi pare rău că te întreb. Mă enervez să fac tare chestia asta. Că de fiecare dată când vorbesc cu cineva relativ nou și care împreună cunoaște și care are legătură cu zona de media și whatever, cumva întotdeauna e asta, gen... Că sunt acest băiat care vede totul de pe internet și sancționează totul de pe internet, which I'm not. Adică, pura, nu te-am văzut, atâta timp cât nu te-am văzut că dai, ce ziceam, cu Lauren sau cu agenții imobiliari sau la... Ce pura să zic? Nu, eu mă refer la faptul că... Te-am văzut, da. Vis-a-vis de asta cu...
cu niște chestii pe care tu le știi, chestii sociale de obicei, de exemplu treaba asta cu mișcarea LGBTQA+. Tu nu cred că mai țin, de că n-ai cum, că nu m-ai văzut. Eu am făcut la un moment dat un articol pentru Vice despre părerile influencerilor despre referendumul CPF. Da. Da. Am vorbit pe Facebook și pe mail. Care referendum? Referendumul Coaliției pentru Familie, împotriva... Tu erai atunci? Da. Ne-am întâlnit. Păi n-aveai de unde, că n-am... Bănuiam că n-ai stat pe profilul meu să... A venit atunci din motivul că nu vedeam pe nimeni din zona asta de influencer, nu știu, care au impact la publicul tânăr și la să vorbească despre CPF, știi? Adică mai auzeai așa trecând, știi? A făcut Shelly un clip în care mi-a plăcut, dar nu prea auzeai... Bă, care cu părerea lui Alina Ceușan despre, știi? Și cumva m-a interesat că era... Eu eram fix în perioada aia de nu mai voiam să... Mi-am dat seama cât de mult rău îmi fac mie. Și nu pentru că îmi spun părerea public, că încă mă doare în pulă de chestia asta. Na, căcat e părerea mea. Dacă reușesc să o argumentez, o să o spun. Of course, da. Dar în perioada aia, eu am considerat că eu eram destul de... nu știu cum zic, era destul de clar cine sunt și ce susțin. Și de asta mi se părea că de ce da, să... Nu, da, adică eu nu te acuz că n-ai zis. Nu, 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 dar nu zic că mă acuz, îți explic de ce, da, că n-am avut ocazia. Păi probabil majoritatea na, vedetelor și influencerilor români gândeau chestia asta. Problema era că era așa un radio static, știi, în care... Jumătate, părea la vremea aia, părea că jumătate țară se mobilizează să voteze la un referendum inventat și să creeze un nou partid, ca asta urma se întâmplă. Eu în stand-up face... spuneam, să știi. Asta n-are e chestia. Eu în stand-up eu îmi imaginez că lumea zicea sau că mai făcea un story sau că ala, dar mi-a a și fost materialul după aia, l-am pus pe online, cu aia cu autostrăzile și cu gay și cu... Dar aia n-a fost după, mă, whatever, da. Păi după, da. După, păi nu, după, pentru că am filmat specialul. Eu în perioada aia aveam glumele alea, dar specialul l-am filmat după. Specialul se filmează de obicei după ce ai rotat niște glume. Așa și... Bă, în capul meu asta era. Urmăream tot timpul, lucram în publicitate, vedeam toți influenceri ăștia cum cumva, știu, o dau pe lângă mereu. Asta voiam să, subliniez că eu n-am dat-o pe lângă. A fost pur și simplu... Exact cum ai zis tu, cred că era evident că tu n-ai dat-o pe lângă, dar cumva, na... Când te uiteai așa la marea acolo, masă de oameni păi nu, influenți dacă în România... Dacă mi-aduc aminte articolul, tu ai cam asta ai insinuat că am dat-o pe lângă. Și eu n-am dat-o pe lângă atunci. Da, în același timp nici nu aveai o prezență, știi, că... care să zic, bă, micuțul a zis, frate, că să pișe pe aia, știi? Părea adică... că ești în influență. Adică tu păreai în momentul ăla, zic sincer, după ce am citit articolul ăla și din câte mai ții minte așa din el, tu păreai un om rănit de faptul că oamenii ăștia tac din gură. Păi nu, eu eram rănit că toată lumea din zona asta tace din gură. Asta eram din contră mândru că oameni ca tine și ca oamenii care mi-au mai răspuns atunci au răspuns. Eu au zis pentru că i-am contactat, dai seama că am contactat cu 100 de oameni să le dau întrebările pe care ți le-am dat ție more or less. Din aia 100 mi-au răspuns ăștia care au apărut în articol, 7 câți erau atunci. A, serios? Aia, am crezut că a fost... Tu ce credeai că mi-a răspuns Alina Ceușan la... Nu te spărea. Bă, nu, nici nu am fost foarte atenționat în perioada aia. Și cred că mai e și chestia asta. Bă, în momentul în care știi clar că e o tâmpenie, adică mă refer la tot referendumul ăla, da, și așa. Tocmai asta era problema pentru mine, că fiind în această bulă în care cu toții considerăm că e o tâmpenie, nimeni nu zicea în public, știi, tare, răspicat. Eu spuneam, spuneam la show-uri și în momentul ăla... Adică încerc să zic că voia să o stăia șmecher ca să răspund ce a zis, da mă, piș pe ăsta. Că asta era și ideea, să fac niște oameni care n-au, sau mă, care poate mi s-a părut mie, că n-au zis destul de răspicat în public, să zică răspicat în public, men, care-i părerea ta cu aia? Și să zici, da, cu aia, mă, piș pe Coaliția pentru Familie, știi? Adică ăsta era, ăsta era scopul, cumva. Dar ai zis în, ții minte că... Ți minte că ai zis ceva la modul că asta, că nu ești nici pro, nici contra, știi, asta, LGBT. Păi da, și după aia am și spus-o, cred că la un podcast, parcă, sau nu mai știu unde dracu am spus.
nu sunt nici pro, nici contra mișcării, în sensul că atunci eu așa o priveam. În momentul în care știu că trebuie să faci notorie treaba, dar nu eram ok cu modul de afișare. Adică da, mi se părea că faci un deserviciu de fapt comunității. Știi cine mi se părea ok în momentul în care mărșăluia pe străzi? Oamenii ai îmbrăcați normal. Mi se părea că dacă vezi niște oameni care sunt îmbrăcați normal și tu, ca ăla de pe margine care vrei să arunci cu piatra de bou ce ești, vezi un om ca tine, o să-ți dai seama mai ușor că tu nu ești cu nimic mai special, omul ăla nu e cu nimic mai special și sunteți amândoi oameni și fiecare are dreptul lui în pula mea. Da, acum te-ai prins de ce sunt oamenii aia, adică de ce îi vezi atât de flamboianți și la ala? Eu am intuit de atunci treaba asta, dar ți-am zis, nu am fost de acord cu ea. Și acum, cum te mai acum citezi? Mi se pare cam la fel. Adică știi cum a fost la un moment dat? A fost o mișcare din asta de hai să culturalizăm România și se duceau cu niște... Nu e de culturalizare totuși, adică de drepturile omului. Da. Nu e de... Ce? Asta, toată mișcarea... Nu, e o paralelă, nu are nicio legătură. Okay. Și se mergea cu cărți prin tot fel de zone. Da. Mi se pare in your face de ești prost. Mi se pare in your face de noi suntem comunitatea gay. Dar oare ți-au zis vreodată că ești prost? Adică sunt niște oameni care se plimbă pe stradă îmbrăcați cum vor ei. Adică n-au zis nimănui că sunt proști. Era un ton superior în toată campania. Și nu știu, tu n-ai avea un ton superior de... Nu mă refer la LGBTQ, mă refer la campania cu cărții. Se pare că paralela nu e tocmai... acolo. Și da, adică știu că știu campaniile. Foarte in your face. Gen... În afară de chestia asta de in your face, nu au păi nicio nu legătură. Trebuie să fie in your face. Păi nu e destul de in your face în momentul în care e un marș de 5.000 de oameni care sunt îmbrăcați normal? Nu e nici in your face. Nu știu. Really. Pentru că anunți, tu anunți că e marșul LGBTQ. Plus. Măi, ideea de bază e asta, că pe lângă că sunt niște oameni care ies să-și ceară drepturile pe care încă nu le au. Corect. Nu e așa. Ideea e în felul următor și, again, eu sunt straight. Adică mie și mie destul de incomod, știi, să zic eu ce vor persoanele LGBTQ. Lucru pentru care chiar adică dacă vrei să afli mai multe, chiar te încurajez să vorbești cu cineva dintr-un ONG, din zona asta activistă. Dar ideea e, cu aia pot să mă îmbrac cum vreau eu, pot să mă machiez cum vreau eu, pot să fac ce vreau eu. Și ideea e că n-ar trebui să mă critici, pentru că ăsta sunt eu. Total de acord. Iată-mă aici. Total de iată-mă acord. Cu pene. Total de acord. Știi? Problema adică asta e. Eu nu sunt de acord pentru că nu-l faci pe ăla deloc să-ți fie partizan cauzei. Istoria zice în momentul altceva. În care așa mi se istoria, pare mie la români, astea, la români mi se pare că crezi că suntem un neam diferit? Adică uite-te la istoria mișcărilor LGBT din SUA, din tot vestul Europei, din țările care sunt accepting. Păi tocmai ai spus vestul Europei și Statele Unite. E, păi și alea n-au început de undeva? Adică... Da, vorbești de țări care acceptă din start sau păi acceptau din păi... start niște chestii. Mișcarea LGBT din SUA a început când încă erau Jim Crow laws. Adică ce... Adică toate statele, nu-i așa, lumii au fost foarte conservatoare, cum considerăm noi astăzi, conservatoare, că la vremea aia nu erau conservatoare, au fost foarte conservatoare și încet, încet... Fight fire with fire dubios. Nu, pentru că the fire, venind dinspre oamenii care nu acceptă comunitatea LGBT, vine prin discriminare la locul de muncă, bătaie pe stradă, nu-i așa, ea încearcă să ieși cu un băiat de mână pe stradă pe calea victoriei. Păi și crezi că chestiile astea în timp ce oamenii ăia nu fac nimic altceva decât să zică, man, dă și mie niște drepturi egale, total iată-mă de acord. Aici. Deci, asta deci nu e fire with fire. Eu sunt total de acord cu chestia asta, că ei ar trebui exact aceeași, cred că asta e o paralelă bună, cu o femeie poate să se îmbrace pe stradă cum da. Vrea ea și asta nu justifică niciodată corect. Că un bărbat o să o fluiere sau corect. O să o tragă de cur pe stradă. Da, cam asta și e ideea. Și ar trebui, da. În fine, da? E aceeași idee, da? Cam cu așa care ceva, sunt da. Total de acord. Păi și atunci... Eu pur și simplu spun că, dacă, hai să o luăm așa, dacă eu... Ar fi trebuit să gândesc această campanie, între ghilimele, pentru LGBTQA+. Eu așa aș fi mers pe ideea asta. De hai să arătăm că și voi sunteți niște oameni absolut normali ca fiecare om.
și aveți dreptul să iubiți pe cine vrea pula voastră. Eu înțeleg perfect ce vrei să zici. Am și avut înțeleg am avut și o părere asta, dar mi-am schimbat un timp pentru că mi-am dat seama că nu e despre normalitate, nu e despre ca oamenii aia să se încadreze în normalitate, a.k.a. în haine exact cum vrei tu, cum ți-e parție normale, în XYZ pattern-uri. Eu mă refer la ăla de ce vorbești în numele lor? Îți vorbești în numele tău, nu? Adică, de ce vorbești în numele... Adică dacă ție ți se pare normal, gen da, Crane, se pare total normal, nu? Mă gândesc. Adică, scuze, încercam să zic asta ideea. Că nu e despre normalitate, e despre acceptare. Și că un om ar trebui să accepte alt om, indiferent de puncte, știi? De asta e cu ideea cu normalitate, știi? Că îi bagi în niște... Știi, poate persoana aia sau poate și eu. Eu mai fac unghiile negre, foarte rar. Mi se pare tare. Deci, și Eddie Izzard poartă tocuri la show-uri. Tu, păi, da. Dar tu n-ai idee. Bănuiesc că poți să intuiești. Deci eu când fac niște unghii negri cu aia, deci sunt, pula mea, sunt o căică, ce scoală, ești de ăla. Știi, și când văd chestia asta la mine, îmi dau seama că nu e despre normalitate, e despre acceptarea a oricui, oricine vrea să facă. În mod evident că, de exemplu, cu unghiile e unul stupid și idiot, pentru că aici vorbim de drepturile omului și de oamenii aia că prea nu-i angajează lumea sau pe care și-o bătaie pe stradă. Dar încerc să zic că asta e, că nu e despre normalitate, e despre acceptare. Da, da. Și acceptarea se face prin sentimentul ăsta, de fac, nu vreau să-l văd pe ăla cu penea. Dar gen, that's how it works. Și așa a funcționat. Da. Bă, din punctul meu de vedere, se pot îmbrăca oamenii cum vor ei. Problema, cred eu, cu termenul de acceptare, vis-a-vis de termenul de normalitate, este că acceptarea a dus la discuții după aia de genul ăștia vor să acceptăm pedofili. Pentru că e tot o orientare sexuală. Da, faptul că folosești termenul acceptare... Da, e orientare sexuală care face rău direct cuiva, copiilor. Nimeni vreodată din comunitatea LGBT n-a zis chestia asta. Folosind termenul... Nu, eu nu spun de comunitate. Eu spun de oamenii ăștia care se strâng la marșurile LGBT așa pe partea elaltă. Da, și ce dacă zic? Eu un căcat. Pentru că n-ar trebui să înleznești... De ca și cum eu că dacă nu mai buliez pe micuțul un general să-l fac gras, o să încep să puncte. Și adică eu... N-ar trebui să înleznești comunicarea dintre... tabere în loc să creezi un gap și mai mare între ele, eu la asta mă refer. Păi cum creezi gap-ul? Ei creează gap-ul zicând conspirația asta insane din punctul meu de vedere. Păi... Da. Păi ei fac, nu? Adică omul care face conspirația cu asta, ei cu pedofilie. Ei sunt trigăruiți la rândul lor. Păi aia e problema lor că sunt trigăruiți. Că ei sunt trigăruiți de niște oameni care își cer drepturile. Corect. Atunci dar e problema lui ăla, nu mai e problema... Nu mai bine ne mângâiem între noi un pic și zicem, bă, pe tu momentul ăsta zici ca niște oameni care n-au toate drepturile până în ziua de astăzi. Da, ei să facă primul pas, adică. Păi, dar, deci tu ești victimă. Asta spun, nu? Deci acum ajungem la conceptul filozofic de victimă-agresor. Deci eu sunt serios. Victima și tu ești... Păi da. Uh-huh. Deci eu sunt victima unui sistem, unei culturi, ala. Tu ești agresorul, te piși pe mine în fiecare zi, poate n-am obținut joburi, poate am fost bulit la școală. Sunt o cărcă de oameni LGBT care se sinucid din cauza tratamentului pe care l-am însurit. Știi, și tot eu să vin la conservatorul AUR să-i zic, hai tata, acceptă-mă și pe mine. Adică e insane. Nimeni n-ar face chestia asta în nicio altă situație. Uh-huh. Și asta ziceam cu Fire with Fire, pentru că Fire with Fire nu este Fire with Fire. Oamenii aia sunt niște oameni care zic, men, dă-ne și nouă niște drepturi, să strâng o dată pe an, o dată pe an aliații și până, mergem pe 20 de metri pe Calea Victoriei, zicem, hei, dați-ne și nouă drepturi, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic pentru toți oamenii ăștia. Și pentru cine nu înțelege, că știu că sunt foarte mulți oameni care cred că, doamne, am ajuns la paritate, nu mai să fac discriminări, nu se mai la. În România, dacă ești un cuplu gay, femeie, bărbat, doesn't matter. Dacă ești un cuplu gay în România și vrei să rămâi cu partenerul tău, tu nu poți să-i lași moștenire. Tu stai cu o persoană 50-150 de ani și nu poți să-i lași moștenire legal. Nu poți să-i lași moștenire. Nu poți să o vizitezi la spital. Dacă te calci, dacă ești cu gagica ta, tu femeie, ești cu gagica ta de mână pe stradă și pe ea o calcă mașina, tu nu poți să vizitezi pe gagica ta la spital. Și o cred că de alte chestii, dar să nu mai zicem de parteneriate civile și de adopții de copii și așa mai departe. Mm. Adică sunt niște oameni care sunt, ca să nu mai zicem, de joburi, de angajare, ca asta mi se pare, știi? Da, du-te, da. Ia, du-te, pentru cine e sceptic, să facă experimentul ăsta, să-și dea cu niște vopsea pe unghii sau cu un rimel ca bărbat la ochi și du-te la un job. Să vedem de câte ori ești angajat. Știi? Și, na.
oamenii azi într-o poziție de victimă care vrea să-și recapete niște drepturi. Da, nu m-am gândit la asta, corect. În timp ce bă, asta, auristul zice, ce ai tu nevoie de drepturi? Nu doar auristul. Ezi, asta, e, da. Asta e problema. Că nu... Da, corect, nu m-am gândit. Dar să zice, pe măsură ce trece timpul... Bă, accepțiunea este destul de... Adică poți să vezi pe un grafic că e, suntem din ce în ce mai accepting față de... Mai ales după ce a failuit jenant referendumul Curului. Da, e un soi de ignoranță probabil pe care am avut-o din cauza faptului că e o chestie similară cu ce s-a întâmplat la podcastul cu Gelu și cu Florin și cu Muchinca. Că e... Pentru că mi se pare o chestie normală. Știi, nu mi-am pus... probleme mai departe. Da, eu pot să înțeleg total și respect oricum de 15 ori mai mult ignoranța și neutralitatea. Deci atât timp cât tu nu o să faci vreodată rău unei persoane pe baza sexului, etniei și așa mai departe, pot să respect asta de 15 ori mai mult, faptul că nu ești informat per se față de ăla care haide, domne, că au prea multe drepturi sau na, om care te fluieră pe stradă cu... Vă știi pe aia cu două fete de mână pe stradă. Vă fut și eu că vă schimb orientarea dacă vă fut. Știi, adică nu, cred că are care se întâmplă vocabulară la orientarea, dar... Na. Da. Lesbiancilor, știi, adică... Na. Ești pe stradă și le vezi, știi, adică nu e o chestie izolată pe care o au, pe care o au o parte mică a populației. Da. Da, foarte dubios. Și într-adevăr, bun punctul de vedere. Mulțumesc, Doamne ajută. Sunt chestii pe care le-am învățat și eu tot de la, tot vorbind cu oameni, oameni și din comunitate, mai citind una alta. Dar poate tot din ignoranță. Eu mă gândeam la un moment dat vis-a-vis de oamenii, hai să zicem, oamenii care au apărut la literele de după. Ok. Nu sunt niciun foarte confortabil, adică n-aș să-ți dau răspunsurile complete și corecte de cele mai multe ori. Asta e interpretarea mea de na, om care îi pasă de drepturile omului indiferent cum sunt oamenii. Da, zi, adică poate poți să-ți răspund, dar nu garantez la, un răspuns corect. Mă gândeam la cazul Dave Chappelle. Așa. Și faptul că a fost foarte blamat așa cu treaba aia cu transexuali. Uh-huh. Și băi, o chestie care, adică în momentul în care e exact ca la o părere, dacă e argumentată solid, poți să ți-o expui. Mi se pare că și o glumă, dacă e bună... Nu mai știu exact ce a zis atunci. Bă, era o chestie de... Nici nu a fost, nu mi s-a părut ceva grav, tocmai asta e, că... Dar iarăși, poate din ignoranță. Dar nu mai știu să zic exact că au fost două seturi de glume, de fapt. Unul a fost că prietena lui, care era transexual, s-a sinucis din cauza comunității. Mm. Așa. Nu, n-am... Asta a fost, în, cred că, în ultimul special al lui. În fine, și mă gândeam la un moment dat că sunt niște oameni care fac anumite schimbări, nu mă refer la schimbări radicale aici, pentru a fi băgați în seamă. Există și cazuri de genul ăsta, știi? Păi da, și ce legătură are orientarea cu asta? Pentru că de obicei oamenii sunt... cei mai vocali și cei mai ușor de deranjat sunt oamenii care nu au asumat, e foarte complicat de explicat, care nu și-au asumat de fapt identitatea. Te referi aici la oameni în general sau doar la persoane LGBT? Nu, mă pentru refer... Pentru că dacă e vorba de persoane LGBT, mă de refer persoane la oameni trans, în general. De persoane transgender, există o afecțiune, se numește disforie de gen. Nu, mă refer la oameni în general aici. Mă refeream și din podcastul ăla cu
gelul și așa, mă refeream la, uite, situația aia, știi cum era cu cu Florin. S-ar putea să pară departe treaba. Dar de cuvântul cu ță, așa, care pe el nu-l deranja. Da. Deși a înțeles conotația, a înțeles exact cum se traduce, nu era o chestie. Problema cum lui, sunt foarte mulți din comunitate care n-au nicio... Da, și nu sunt trigăruiți în momentul în care, să zicem, e o glumă bună care conține cuvântul ăla. Dreptul lor, ce crezi? Ce crezi că o să zică cineva, ba nu ar trebui să te, eu ca alb, ba nu ar trebui să te simți jignit. Nu, adică e problema nu, lor. Dar la el tot din, da, nu știu de ce vorbim despre adică, asta. Dar la el tot din comunitate a venit backlash și ură și așa, știi. Păi da, pentru că sunt niște oameni în comunitate care cred că termenul ăla, nu că cred, știu că termenul ăla este un termen jignitor care are legătură, nu-i așa, cu o istorie care nu ne e spusă, asta cu sclavia romilor, cu la la, care poate fi un termen dureros la finalul zilei, cum este și în SUA cu N-word, adică... Da, pe de altă parte sunt atât de mulți afroamericani care au folosit cuvântul ăla în stand-up. Nu știi... Și aceeași chestie a fost și la Florin. Deci el a făcut niște glume. Deci stai un pic, Florin, Florin ca rom, da, a zis niște glume... Așa, cu cuvântul, cu cuvântul cu ț și da, a primit backlash din comunitate, da, pentru că a folosit cuvântul. Da. Mă foarte îndoiesc. Vorbesc serios. Poți să vezi îndoiesc lucrurile astea. Sau poate era niște, poate erau, nu știu ce glume. Poți să vezi, e un podcast. Știu, știu podcastul, nu m-am uitat la tot, am văzut dinamica la așa. Cu Tetelu. A, cu Tetelu? Da, da, da. Eu credeam că zici de ăsta pe care l-ai avut cu... Discutăm și în ăla, dar ca să vezi clar, e podcast, e filmat. Bine, nu știu ce e vorba. În fine. Ideea e că... Asta e, pe scurt, asta e. Ideea e că, na, unii oameni, unii romi se simt jigniți de termenul ăla, alții nu se simt. E libertatea lor. Eu, personal, pentru că există niște oameni care zic, bă, termenul ăla e jignitor, și pentru că știu că termenul ăla e jignitor, că a fost folosit jignitor și că acum 150 de ani cineva a zis în declarația de independență, menci, termenul ăsta e jignitor, nu-l mai folosiți. Tocmai de asta aleg să nu-l folosesc, pentru că știu că este un termen jignitor și știu că jignește niște persoane. Deci se rezumă până la urmă, adică dacă vezi e un libertatea, om... Man, e efectiv, e libertatea ta de a alege să jignești sau nu un om. Dacă tu ești genul de om care preferă să jignească un alt om, e efectiv, și eu am fost bulii că sunt gras și tu ai fost bulii că ești gras. Man, e efectiv, e ca și cum eu zic acum, gras, și tu îmi zici, man, nu mai zici, ce pula ești ratat, mă cheamă Cosmin, ce ești ratat, și eu zic, mă doare în pulă, gras. Adică e fix aia cu aia. Ești genul ăla de ratat. Ești genul ăla de ratat care o să facă exact cum ziceai tu, gust. Sau ai auzit părerea lui ăla că nu-i place să-i se zică așa și n-ai mai zis așa, ce e așa greu? Și mai e asta. Aia asta îmi place foarte mult de la toți, de la toți luptătorii de tastatură. Domne, eu am întâlnit eu un rom care mi-a zis să nu cumva să-mi zici rom, că altfel... Come on, hai să-i se greșe. Dar unde voiam eu să ajung de fapt era la faptul că pari un avocat pentru minorități. Sunt un avocat pentru drepturile omului, îmi plac drepturile omului, okay. îmi place să existe egalitate între oameni în general. Și în momentul ăsta pare că vine curentul din state ăla radical de political correctness. Ce e radical la political correctness? Păi poate deveni radical, că de asta ți-am și zis, okay, de cazul cu Dave Chappelle. Deci el poate atinge o extremă. Poți să-mi dai un alt exemplu cumva poate de păi la noi? Păi după aia a fost, păi nu, ca să zic clar, el a făcut glumele alea, a spus, a blamat comunitatea care a împins-o pe prietena lui să ajungă la sinucis, în fine. Deci și... ai blamat comunitatea? Okay. Pentru că erau niște oameni care au făcut-o în gură exact pe modul ăsta, cum poți fi prietenă cu Dave Chappelle care a făcut glumă despre transexual. Okay, așa. Iartă-mă, nu înțeleg sub contextul. Și așa, și a venit după aia un soi de cancel culture peste Dave Chappelle. Ce înseamnă? Asta se pare că te face cancel culture. A fost cancelat Dave Chappelle? Nu mai are show-uri? Nu mai e pe Netflix?
E pe Netflix. Bun, pentru că Netflix-ul... au fost foarte mulți angajați de la Netflix care au zis eu îmi dau demisia, așa, nu, au fost protest în față la Netflix, pe nu, pentru că Netflix-ul a zis că refuză să așa, pentru că sunt niște glume. Eu pot și simplu... Deci de ce te întreb chestia asta? Zi. Eu te întreb pentru că vreau să înțeleg, în primul rând, dacă simți că există un soi de pericol, absurditate de genul ăsta care poate interveni la un moment dat din cauza faptului că s-ar putea să devenim mult prea sensibili la anumite subiecte sau să considerăm orice lucru o jignire. Nu, deloc. Pot să... mie nu-mi place conceptul de cancel culture. Ce bine că m-am exprimat, să-mi bag pula. Iartă-mă, dar n-am mai avut podcasturi de foarte mult timp și îți dai seama că am o dificultate în a comunica cum trebuie și așa. Așa, scuze-mă. Eu urăsc conceptul de cancel culture pentru că la bază este o stupizenie pe care nimeni nu o face, de fapt, sau slash, care se făcea din Grecia antică. În Atena exista termenul de ostracizare, unde odată la niște ani se adunau niște băieți și băgau votul în cutie și ăla care era cel mai urât din cetate trebuia să plece în exil 10 ani. Știi, adică... Da, pula mea, adică, adică conceptul ăsta de a blama, de a, cum să zic, de a targeta o persoană pentru ceva ce nu place comunității, este vechi de când lumea cu aia. Se întâmplă efectiv în orice mediu. Cu toții am avut în grup un prieten care era ultimul muist și care ne-am hotărât cu toții să-l futem în gură și să-l dăm afară din grup pentru că era ultimul muist. După ce am încercat, zicem, băi, vezi că nu e ok, bă, vezi că nu știu ce, și ăla tot era muist și l-am dat afară din grup. E același lucru extins la... Acum, da, sure, sunt situații absurde în care, nu-i așa, bula internetului amplifică foarte mult, anonimitatea pe internet amplifică foarte mult, dar, de la asta până la a zice că se ajunge la o societate în care o să ne cance, o să mi-e frică să-mi iau cancel sau pula, știi, adică nu s-a întâmplat niciun caz real de, nu ziceam de tine, ziceam așa de discurs general, adevărul e că nu s-a întâmplat niciodată un caz real de cancel, cred că cel mai cunoscut e Harvey Weinstein, care Harvey Weinstein a rămas cu toată averea, a rămas efectiv, îl doare în pula, are aceeași... E lui C.K. care nu mai are show-uri. Nu mai are show-uri, că a fost acum 2 ani în România, acum nu mai are show-uri. Nu mai are show-urile pe care le avea în... Pe care le avea, da. Păi. Da, e... Dar nu crezi că asta e o reacție normală a oamenilor, să nu-ți mai placă de un om, pur și simplu? Ba da, să nu-ți mai placă, pentru da, pentru că a zis să... sau a făcut niște căcaturi? Da, da, eu sunt absolut convins că acolo, de fapt, erau și foarte mulți care nu aveau nicio idee, de fapt, dar pur și simplu faptul că aparții unui grup, cum e pe net la toate lucrurile, te validează ca individ. Devii cineva în momentul. Ca în toate grupurile. Exact. Da, adică, mie nu mi se pare... Adică asta am, deci tot nu se pare o... Nu. Nu, pentru că ai dreptate într-un fel, că pe de altă parte, uite, la cazul Colo, care a fost, cred că, primul caz de cancel culture de la noi. Nu, nici ăla n-a fost cancel culture. Intră pe YouTube să vezi și că... Și tocmai asta voiam să spun, că acum e bine sănătos. E bine sănătos, cu aceleași contracte, cu aceiași bani, cu aceiași pula mea. Deci nu există, asta încerc să zic. În primul rând, nu există conceptul de cancelare, pentru că, în general, cancelarea, care nu există, sunt doar niște oameni care critică pe alt om, vine din partea, cum ai zis și tu, minorităților, comunităților destul de izolate în mainstream-ul global și așa mai departe. Oameni care nu au niciodată puterea să facă ceva, știi, să îl scoată pe unul de pe Netflix sau să nu știu ce. Asta cu scosul de pe Netflix al lui C.K. a venit de la niște femei care nu așa erau, s-au considerat victime, au ieșit în față și au zis la ala, pentru că a fost demediatizat atunci. Dar asta cu, știi, a zis unul, a folosit unul cuvântul cu ță și, păi mă cancelează fire. Ce să te cancelezi, man? Sunt nimeni pe pământ și am mai sunt încă 5 oameni ca mine în... S-a întâmplat asta cu bune sau? Da, mine, aud discursul ăsta zilnic cu ăsta cu... Ce ești, domne, așa sensibil, că o să ajungem să... Ce, păi, de ce vrei să... Asta, fac un video, știi, despre... Pula, nu știu, Lore, poate... Ce, bă, vrei să-l cancelezi? De ce-l cancelezi pe George Buhnici? Știi, e funny, frate, adică nu se... Știi? Ok. Adică dacă te uiți la faptele reale, consecința reală a cancel culture-ului este zero. Sunt doar niște oameni care se plâng de alți oameni și creează un cadru cumva în care ți se zice
hei, poate nu e ok să-ți iei la labă de față cu 25 de femei cu care, care vin la show-urile tale, sau hei, poate nu e ok să violezi jumătate Hollywood în timp ce ești ditai directorul. Eu sunt, da, am fost implicat într-un, sunt dat în judecată de o persoană. Da, nu pot să zic cine, că nu s-a terminat. E publică? Da, da. Wow. Nu s-a terminat încă The Whole Shazam. Dar în 2017, când a fost cu Me Too, exista un om dubios în cercurile noastre, care, de la care știam de la zeci de fete că e ultimul dubios, de la sărutul cu forța la băgat, mă rog, you know the type. Foarte... E persoană publică, da, la nu, modul... Nu, nu mai atât de publică. A făcut și chestii a notabile sau a fost o persoană publică trecătoare pe internet? A fost o persoană publică trecătoare în cultura românească, dar care încă avea foarte multă putere într-o industrie. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, mamă, că ce... așa m-a sfătuit avocatul, să nu intru în foarte multe detalii până nu se termină. Da. Știi, și gen, eu am zis pe internet, man, băiatul ăsta, îl știu eu. Știam că era tot contextul ăsta cu să vorbim de Me Too și să la ala. Știi, și gen, tot vedeam și eu știam pe ăsta, că am auzit de la 15 prietene că ba sărutat cu forța, ba aruncat cu pahar în cap, scuipat în față, că n-ai vrut să mă pupi. Da, de-aia ziceam că știam, că, da. Și eu am zis pe bravo, net, că și eu am fost și am zis pe net, mene, nu mai țineți minte pe ratatul ăsta, că gen pula mea e fix de acolo și omul ăsta e gen mare sculă de basculă la mine în industrie și încă, știi, încă presează interne să-i bagi mâna în pantalon, nu vă spărați. Da, chiar să-mi și bag la postarea mea s-au adunat spre 100 de fete care au zis, da, știu. Corect, de la tine, bravo. Și multe dintre ele care și-au și spus povestea acolo. Și evident că a devenit destul de viral, a apărut în ziare, pula mea, și omul ne-a dat în judecată pe toți. Bă, ai făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc, doamne. Păi asta zic, ăsta e cancel culture-ul, pula mea. Hai să demascăm un ratat care, care vrea să vrea să profite de internele de la el din companie. Adică, da. Wow. Deci mi-am șters din cap existența omului respectiv, să-mi bat pula. Da. Atât de tare mă... N-a prea mai apărut, e drept, de când cu beleaua. Nu știu, că am dat bloc peste tot. Mă rog, da, să fie sănătos. Da. O să anunț eu când, când terminăm distracția. Mi-a plăcut foarte mult podcastul ăsta. Și eu am simțit bine. Mă bucur, chiar mă bucur. Eu place așa când termin un podcast și am așa mintea luminată. Ei, haideți. Vorbesc serios. Măi, da, acum, in all seriousness, eu nu sunt un expert în nimica. Eu sunt un expert în comunicare, că ăla e jobul meu. Faptul că... Na, adică că vinzi bine. Da, fac propagandă bună. Da, ești propagandă. Știu exact. Trei căcaturi despre trei căcaturi, căcaturi care n-am. Putem, încurajez doar să le știm cu toții așa, la primul Google, știi? Adică e, mă, sunt și insecure, sunt și cu sindromul impostorului și de-aia zic, dar gen nu-mi place, adică încurajez foarte mult ideea de nu știu cum să zic, gândire critică decât de să mă asculți pe mine. Știi, gen, man, nu, adică nu mă crede pe cuvânt, să-mi va pula. Chiar nu mă crede pe cuvânt, caută, că sunt nimeni pe pământ. Da. Dar caută tu, știi? Știi ce vorbeam mai devreme, știi? Bă, caută de ce cuvântul ăla cu ț nu e ok, man. Caută și o să vezi dacă cauți la primul Google că ți se zice. Păi vezi că ăla e așa și când afli. Da. Corect, dar mi se pare că sunt bune discuțiile astea, știi, că clar, clar. Dacă schimbi așa, adică mie mi s-a clarificat o chestie pe care nu mi-aș fi clarificat-o căutând pe Wikipedia. Mă bucur, apreciez. Asta unul la mână și doi la mână, într-adevăr, probabil e, s-ar, zic așa, s-ar putea să ai sindromul ăsta. Pentru că tu ai și spus că îți iei informațiile în principal de la alți oameni care sunt specialiști în anumite domenii. Că nu sunt eu specialist în sine în toate domeniile astea. Și cred că ne-am obișnuit cu toții să luăm informații de la oameni care nu sunt specialiști. Știi? Te uiți pe canalul ăla de YouTube și așa. Și după aia, doar pentru că părerea ta... Adică e, totul e informație după ureche, așa. Pentru că părerea ta e un pic similară, ca, da. Așa, ce spune după aia omul ăla până la capăt e real. Despre aia e vorba. Da.
da, după aia așa de asta, trăiești și... Tocmai de asta zic că you shouldn't trust me, you should... Adică nu tu personal. Da, nu știu, eu, fiind pe Twitch, pe live, mai vin oameni cu tot felul de chestii. Și eu îi cert. Dar îi cert foarte părintește, pentru că, exemplu, vine unul și întreabă: guys, dacă am test de COVID... În chat acolo, eu vorbim despre pula mea măruță. Guys, dacă am test de COVID pozitiv, ce să fac? Să sun la DSP sau să... Zic, păi ești nebun, cu aia ai venit aici să întrebi asta? Da. Crezi niște oameni random de pe internet și pe mine, care sunt un terminat cu o cameră în față? Caut în planea pe net, ai nebunit? Da. Și de asta zic, adică că asta se aplică gen la... De asta ziceam, cu știi că părerile mele despre comunitatea LGBT și despre rom și despre pula, despre whatever, e probabil și posibil ca în multe cazuri să nu fie 100% aliniate cu, da, cu, cu activiștii care chiar studiază toate problematicile astea. Și de asta ziceam că un partener de conversație, uite cum a fost Gelu Duminică, un partener de conversație mai bun pe tema asta e, na, un om ca Gelu Duminică sau ca orice alt activist. Dar da, a fost drăguț. Mă știam să zici, mi-a zis, fără fanii să zici acum, că ai zis tu, una la mână, nu știu ce, doi la mână, și mă așteptam, era în capul meu, mai du-te în pula mea cu cultura ta, pisic, să-i fără fanii. Nu, voiam să te întreb acum la final, e o întrebare pe care o pun la fiecare podcast, dacă crezi că există Dumnezeu. Nu. Okay. Mă așteptam la ea, dar n-am știut, n-am un răspuns mai inteligent. Nu, și nici nu sunt aderentul agnostiei în care există ceva suprem și... A, deci e pur și simplu... Da, suntem niște... You die and you're dead. Da, suntem niște vietăți pe oroc în spațiu. Deci există liber arbitru? Nu. Păi și cum, dracu? Nu, liberul tău arbitru este definit de... Unde ai crescut, cu cine ai crescut, cine te-a învățat, cine a fost măta, cine a fost tactul, când te-a rănit prima iubită, când te-a călcat mașina, când ala. Și de asta nu există liberul arbitru și nu există niciodată, din punctul meu de vedere. Eu iau o chestie foarte pozitivă și foarte optimistă din asta cu suntem niște oameni poroc în spațiu și nu avem liber arbitru. Că tocmai că that means we should live our lives, știi, cât de ferit, cât de bine putem noi și să nu, știi... Nu stau să mă gândesc toată ziua, aolă, păi stai că mă ia bărbosul din cer la palme dacă fac nu știu ce sau... Păi și în cazul ăsta, tu cum ești un om care își dorește binele comun? Adică tu vrei să... N-am nicio problemă cu practica religiilor. Atâta timp cât religia se practică fără să rănească pe nimeni... Nu, mă refer la faptul că de obicei un om, cum să zic eu... care a cercetat spiritualitatea și a avut niște revelații în zona asta, devine conștient de binele comun și că trebuie să faci bine și să lași bine în urmă. Nu mi se pare că are cum, nicio legătură cu zi. Cum, tocmai, cum tu, ateu fiind, totuși root for the same thing. Pentru că nu cred că spiritualitatea are legătură cu, nu știu, empatia sau binele comun al tuturor sau... Adică, știi că... Adică, scrierile alea din antichitate cu religiile, cam astea erau. Erau niște coduri de bună purtare antice, care se zicea, fii tu mai bun cu ăla, nu dai tu un cap și așa mai departe. Nu cred că are vreo legătură cu spiritualitatea, chiar dacă o asociem... istoric cu asta, I guess. Are legătură cu... Vreau să-mi fie mai bine și mie și ție. Nu vreau să mă cac pe tine din Porsche-ul meu, whatever, la semafor când tu ești homeless. Nu știu. Consider că într-o societate în care suntem cu toții, în care cu toții avem niște posibilități, venituri, educație, din ce în ce mai aproape și nu din ce în ce mai departe, atunci putem să fim mult mai fericiți la finalul zilei. Putem să comunicăm mai eficient, putem să iubim mai eficient, putem să mergem la un job mai eficient, putem să facem artă dacă asta vrem mai eficient și așa mai departe. Și pentru oamenii din comentarii, da,
citez teorie marxistă la micuț un podcast. S-au prins de la început. Ți-și tu cancel via. Fiți neamuși. Nu, dar acum in all fairness, da, adică asta e viziunea mea. Că dacă, na, tu ești mai aproape de mine din toate punctele de vedere, putem să ne înțelegem mai bine și putem să fim mai umani unii cu alții. Pentru că e ușor să-ți pierzi umanitatea când ai zero contact cu omul ăla care stă, știi, și doarme pe gura de canal. Ok. Bine. A fost o plăcere. A fost o plăcere și eu îți mulțumesc foarte mult. A? Am terminat, gata. Let's go!